Deci, bine ați venit la conferințele Cinetic. Bine v-am găsit. Merge? Se aude? Nu întâmplător am început cu Pink Floyd. O să vedeți că se leagă în bună măsură de ce vom vorbi astăzi, în special în prima parte. Se pune problema, așa cum apărea și în versurile piesei respective. Nu știu câți ați fost atenți la versuri, la prima strofă în special. E o piesă oricum celebră, e de prin 76. Foarte mulți dintre voi nu erați născuți când era piesa respectivă. Concertul din 94, poate că erați încă mici când era concertul ăsta. Alții probabil că se regăsesc în piesa respectivă. Cât sunteți fan Pink Floyd sau ați fost Pink fan? Destul de mulți, totuși. Era un lucru important, deci am pus o piesă care este foarte cunoscută, a unei trupe care, cel puțin pe vreme, era foarte cunoscută. O să vedeți și de ce. Și dacă ați simțit ceva în mod deosebit când ați văzut concertul ăsta, o să aveți și ceva explicații ulterior în cadrul conferinței de astăzi. Oricum, uitați-vă la prima strofă care apare și aici pe slide. Se pune problema dacă există într-adevăr o vârstă de aur, nu a omenirii, ci a noastră, fiecăruia dintre noi. Ar părea așa o chestie mai degrabă literară decât științifică. O să vedeți că, deși este subiectul literar, este destul de bine bazat științific, chiar există o asemenea vârstă de aur. O să vedem și cam care este acea vârstă de aur și cam ce înseamnă această vârstă de aur pentru fiecare dintre noi, pentru că, în bună măsură, chiar dacă ați depășit-o cu mult acea vârstă, unii dintre voi, iar alții sunteți încă parte din ea, v-a marcat toată viața chestia respectivă. Și vă va marca și în continuare. O să trecem așa ca un fel de carte, prin mai multe capitole, sunt doar 6 capitole în cele 2 ore de conferință de astăzi. Și deși informația de pe slide se pare destul de tehnică, discursul nu o să fie la fel de tehnic, pentru că nu se vrea un fel de curs pentru studenții de psihologie, ci e o conferință deschisă pentru oricine că poate să vină și mai ales tematica va fi una care cred este de interes pentru fiecare dintre noi, indiferent că sunt sau nu psihologi sau specialiști în neuroștiință sau ceva din domeniul medical. Și oricare dintre noi să fie cumva impactat și să plece cu ceva din cadrul acestei conferințe. Deci 6 capitole și acum o să începem cu primul capitol. Sunt studii încă de prin anii 80 care au arătat o chestie interesantă și anume că atunci când oamenii sunt lăsați să-și amintească la liber amintiri din viață și e vorba de oamenii care au peste 40 de ani în special, există două așa, curbe de amintire. Mai sunt cele foarte recente, ultimii un an sau doi, și după care apare o chestie interesantă, o tendință de a-și aminti, în special din adolescență și începutul tinereții, undeva între 14 și 25 de ani cel mai frecvent, deși unii merg mai în extenso între 10 și maxim 30. Deci 10-30 ca să fim sigur acoperiți pe toate studiile posibile, dar cel mai frecvent este undeva între 14 și 24-25 de ani. Se cheamă Reminiscence Bump Effect. Și a fost descoperit în toate culturile. Asta e un studiu pe cultura japoneză, ca să vedeți că și la japonezi care sunt mai ciudați față de noi, există același efect. Nu este o chestie care să fie pe american sau pentru cultura europeană și americană, ci cam oriunde lume ai sonda oameni de peste 40 de ani, apare acest efect de reamintire, în special a perioadei din adolescență și începutul tinereții. Deși e un efect foarte solid, toți l-au descoperit de nenumărate ori și reconfirmat de nenumărate ori, nimeni nu a avut o explicație posibilă pentru chestia asta, sau mă rog, sunt multe speculații, dar nu este o explicație chiar riguroasă și în general acceptată privind acest efect al reamintirii. În plus, mai există o chestie interesantă, atunci când aveți ce face și vă vine așa, daydreaming se cheamă, în reverii, da? Adică vă vin gânduri spontane în cap și visați așa cu ochii deschiși. Dacă încă aveți o vârstă tânără, e foarte frecvent fenomenul, în special dacă aflați undeva între 17 și 29 de ani. Da? Dacă sunteți mai în vârstă, la 40 aproximativ, cum ziceam înainte, foarte rar vă mai vine acest fenomen. Nu e, o să vedeți, din cauza faptului că sunteți mai ocupați și aveți, nu știu, multe pe cap și servicii și copii și rate, ci o să vedem că este alta explicația.
Multe din explicațiile care sunt ușor vehiculate și par foarte așa logice și congruente cu ce știm noi, de fapt nu sunt de fapt reale. Și cum o să vedeți în cadrul acestei prezentări, explicațiile sunt mult mai ascunse și foarte ciudate și unele chiar revoltătoare pentru unii dintre voi. Oricum, indiferent că e vorba de reamintiri sau de aceste daydreaming, mind wandering, adică noi rădășim cu gândul așa în stare de veghe, tot cam pe acolo ajungem, adică cele mai frecvente sunt undeva între 17 și 29 de ani, dincolo era 14-25, 17-29, 10-30, cam tot pe acolo ne vârtim. Apoi mai sunt aceste reamintiri involuntare, adică une când ți-amintești tu voluntar diverse lucruri din viață și alte când stai, nu știu, dimineața în baie și îți vine brusc o chestie din copilărie. Când îți pe dinți sau, nu știu, faci o chestie fără nicio legătură, da? Deci sunt reamintiri spontane din viață. Deși miri cu de mai știi chestia din copilărie și n-ai uitat-o de mult. E interesant că, practic, aceste reamintiri spontane, involuntare, se bazează pe același mecanism al reamintirii episodice ca și amintirile voluntare. Atunci când ești pus de cineva să-ți amintești ceva. Da? Deci este același mecanism, dar poate să fie voluntar sau involuntar, oricum este unul și cam același lucru. E interesant că memoriile astea involuntare sunt de regulă foarte încărcate emoțional, chiar mai emoționale decât amintirile care sunt voluntară reamintite. O să vedem ce înseamnă emoțional, de fapt, spre finalul conferinței de astăzi. Mai mult, asta este citat dintr-un articol din New York Times, în care ei luau un interviu unui profesor de psihologie de la un laborator implicat în percepția muzicii, cogniție și experiență muzicală de la McGill University și descoperiseră o chestie interesantă care iară se emulează pe ce vorbisem noi în primul slide, și anume că există o perioadă în care se dezvoltă gustul muzical la cam fiecare dintre noi. Și perioada se între 14 și 24 de ani. Ei spun că, conform studiilor lor, după 24 de ani, oamenii de regulă mai rețin și le plac piesele care sunt pe același gen cu cele care erau în vogă când aveai între 14 și 24 de ani. Dar mintea asta e o chestie care, nu știu dacă ați fost foarte interesați, și o puteți verifica cu DJ-ii de radio. Ei când dau piesa unei, nu știu, Pink Floyd, de exemplu, sau alte trupe de astea care sunt foarte vechi, dar încă activează și încă scot albume noi, chiar dacă albumele sunt foarte bine cotate astea noi din punct de vedere a review-uri muzicale, nu mai sunt date la radio. Nu mai știi că există muzică nouă. Deci sunt albume noi. Și spun că nu mai le dau pentru că oamenii nu le mai ascultă. Deci proprii fani ai trupelor respective nu mai ascultă muzica actuală, ci ascultă muzica tinereții lor cântată de trupa respectivă sau interpretul respectiv. Da? Deci, inclusiv la concerte, dacă mergeți, o să vedeți că trupele astea cântă piese noi, își promovează nou album, cum ar veni, dar oamenii stau la bere când vorbim de piesă nouă. Tot la piesele alea vechi vin și cântă și dau din aplauză și așa mai departe. Deci, practic, se simt mai bine când e vorba de o piesă veche, nu o piesă nouă a unei trupe care le este lor favorită. Sunt mai multe studii pe chestia asta, unii au mers dincolo de 24, extinzând până la 30. Deci tot cam pe acolo ajungem, în fereastră de până 30 de ani. Mai mult o să vedeți că nu e neapărat o chestie care ține de emoție, între ghilimele, pentru că așa cum povesteam, amintirile tind să fie emoționale, muzica clar are o chestie emoțională, cum sper că ați simțit-o și voi când ați ascultat Pink Floyd-ul respectiv din 94, sau mereu piesa din 76, ci mai degrabă e o chestie generală, să știți, adică un mecanism general al minții care are un vârf și după care cam apune. Asta e un studiu dintr-o revistă de psihologie, de fapt neuropsihologie, în care practic vreau să vadă care e performanța la testul de inteligență pentru adulți, pe mai multe șantioane de vârstă, și cum se înscriu scorurile, adică cum aș da un maxim de scor la teste de inteligență. E doar unul dintre articole, pe ăsta l-am găsit la repezeală când am vrut să fac PowerPoint-ul, dar să știți că sunt multe care au cam aceleași rezultate. Dacă uitați aici, vedem vârsta și avem două tipuri de inteligență, așa numită cristalizată și fluidă. Cea cristalizată se referă la a sonda cunoștințele pe care le ai într-un domeniu. Cea e dobândit. Se bazează în bună măsură pe cunoștințe. Da? Pe când cea fluidă
Nu se bazează pe cunoștință, ci pe abilități. Adică trebuie să rotești din minte diverse figuri, să faci tot felul de operații care țin de atenție, memorie de lucru, diverse abilități spațiale și mai departe. Adică nu au legătură cu cunoștințele. Dar alea stau la baza inclusiv a ăsteia. Deci asta îți dă așa numitul power mental, iar asta practic arată repertoriul de cunoștință pe care l-ai într-un domeniu. Și vezi că sunt diferențe aici, între cele două. Oricum se știe că sunt diferențe între cele două și la copii și la adult. Dar dacă vă uitați, care e scorul maxim la cea fluidă, între ce vârstă avem noi un scor maxim? Între 17 și 29, cu totul. Da? Cu un vârf maxim între 20 și 24. Iar cu extensie, între 17 și 29 de ani. Da? Deci, practic, inclusiv din punct de vedere al puterii mentale, a inteligenței fluide, cum îi spun psihologii în modul tradițional, tot pe acolo ajungem la acea fereastră, undeva adolescență, tinerețe, în primii ani, cel puțin primii 10 ani tinereții. Să vedem dacă mi-a pornit sau mi-a pornit asta. Uite că merge. Opa. Inclusiv din punct de vedere a viselor. Știți că sunt discuții la voi, între voi la cafea, dacă îți aduci aminte visele de azi noapte sau nu. Ei, dacă ești cumva până în 29 de ani, îți aduci aminte visele. În mai mare rată decât dacă ai peste 29 de ani, mergând spre 40-49 și mai departe. Da? Deci, iară, până în 20-29 de ani, ai o maxim de reamintire a viselor pe care le ai. Și care această rată descrește odată cu vârstele mai înaintate, înaintate nefiind 65 sau 70, ci 40-49 de ani. Da? Deci inclusiv visele, tindem să le reamintim, nu se știe exact dacă chiar avem mai multe vise până în 29 de ani sau doar ne reamintim mai ușor pe cele până în 29 de ani, dar în mod cert există o reamintire mai solidă a viselor până în 29 de ani. În plus, studiul respectiv ne dă și un hint, fiind o posibilă explicație de ce există efectul ăsta. Ei de-al minteri au măsurat și fazele REM ale somnului la oameni ăștia. Și au observat că se întâmplă ceva cu pattern-ul ăsta de REM după vârsta de 30 de ani încolo. Adică nu mai este la fel ca până în 30 de ani. De ce e important REM-ul ăsta din timpul somnului? Pentru că se știe că în timpul lui și a încă câteva două faze din timpul somnului se consolidează memoriile. În special în faza de REM se consolidează memoriile autobiografice. În timp ce în alte fazele somnului, memoriile procedurale, în care învățăm cum se face o chestie, diverse abilități, cum merg pe bicicletă și mai departe. Da? Dacă e vorba de autobiografic, în bună măsură, în faza de REM, se consolidează aceste memorii. Deci, practic, în timpul somnului vostru, se consolidează ce ați făcut voi în ziua respectivă, din punct de vedere autobiografic. Dacă e vorba de proceduri și alte reguli, sunt alte tipuri de faze ale somnului, nu REM, dar în REM se fixează ce ați făcut efectiv în ziua aia, din punct de vedere autobiografic. Și oamenii care au probleme cu somnul și în special cu când apare în timpul somnului faza asta REM, au și probleme cu memoria și cu alte funcții, inclusiv cu starea dispozițională. Adică oamenii cu vârsta au somn tot mai scurt și este afectată consolidarea memoriilor de către faza asta REM. Oamenii cu depresie au această problemă cu a-și consolida în timpul memoriilor, în timpul somnului memoriile autobiografice. Și reglează inclusiv dispoziția, adică dacă ai probleme cu somnul, ai și o dispoziție mai depresivă. Deci, practic, e o legătură cumva între consolidarea memoriilor din timpul somnului și performanța ulterioară, inclusiv starea afectivă. Mergem mai departe cu ce s-a observat privind această vârstă de aur. Psihologii știu, ce puțin cei care se ocupă cu teste de personalitate, că există această trăsătură numită deschiderea spre experiențe sau spre nou, cum îi spun unii. Da? Și e măsurată în diverse teste. Cel mai celebru este NeoPIR, care, mă rog, este o aplicare în test a teoriei Big Five a trăsăturilor umane. Sunt 5 trăsături de bază acolo. Una dintre ele este deschiderea spre experiențe sau spre nou. Ei,
Studiile făcute de cei care au făcut chestionarul respectiv, adică Costa și Măcrei, au observat acest lucru, și anume că ea crește spre 20 de ani, e un maxim la 20 de ani, intră într-un platou spre 30, după care descrește. Statistic vorbind, sunt și unii oameni, mai puțini, la care merge mult mai încolo această deschidere către experiențe. Dar cea mai mare parte din populație ajunge la un maxim deschidere la 20 de ani, o continuă pe același nivel spre 30, după care decade semnificativ cu vârsta și spre 60 e foarte, foarte jos. Sunt multe lucruri care nu le-am mai pus, dar le putem povesti. Adică, de exemplu, apropo de impactul experiențelor. Dacă ai avut provocări în viață care ai fost foarte solicitat, de exemplu, oamenii tineri declară că au incorporat acele provocări, i-au schimbat acele provocări și au trecut prin ele incorporându-le, adică cumva asimilându-le. Oamenii care sunt mai în vârstă nu declară chestia asta. Deci dacă au provocări în viață, nu declară că au reușit să le asimileze și să le schimbe, ci că sunt impactați negativ și suferă din cauza respectivă, dar nu pot să incorporeze acele provocări din viață. În plus, mai sunt multe alte studii care arată, de exemplu, după 10 de ani, nu ne mai facem așa ușor prieteni. Știți că când erați mici, era foarte ușor să faceți un prieten. Dacă era vis-a-vis de voi, era prietenul vostru. Da? Deci e simplu. După 30, gândiți-vă, aveți 40 de ani, cât de ușor îți faci un prieten. Chiar dacă stai la Revelion o noapte întreagă cu el la masă, nu îți faci prieten din chestia respectivă. Da? Deci ești foarte, așa, picky, zic americani, adică ești foarte atent la ce prieteni îți vei face, adică să fii foarte congruent cu ce simți tu, cu ce îți place ție, cu ce faci tu de obicei și mai departe. Da? Gândiți-vă că nici măcar nu este un fenomen specific uman. Ați avut căței mici. Da. Un cățel mic are, cum să spun, același comportament față de un nou ca și un cățel adult? Deci un cățel mic e prieten cu oricine care e în jur. E foarte, foarte prietenos. Da? Mergi cu el pe stradă și trece în sens opus cineva și ia după ăla. Da? Nu e același lucru cu un câine adult. Un câine adult știe perfect cine sunt stăpânii, cine sunt vecinii și îi latră pe restul care sunt străini. Da? Deci nu e așa deschis la a face cunoștință, a-și face prieteni, a învăța lucruri noi. Da? Asta e un studiu de prin 2008, care de regulă deprimă pe oameni. Practic, tantea asta, Sarah Jane Blackmore, a făcut un review în articolul respectiv privind dezvoltarea creierului la adolescent, în special pe creierul social, dar a scăpat și câteva, cum să spun, alte studii care nu neapărat se fixează pe creierul social, ci pe creierul în general la adolescent, inclusiv ăsta în care e o comparație pe densitatea substanței cenușii din creier pe toți cei patru lobi ai creierului. Avem patru lobi, dacă nu știați, deci frontal, parietal, temporal și occipital, da? Am spus, nu sunt în sală doar studenți de psihologie, sunt oameni din alte domenii și trebuie să vorbim pe același limbă cu toții. Și avem aici densitatea pe vârstă, da? Aici este densitatea, aici este vârsta, da? Și vedeți că pe lobii frontal și parietal, diverse studii au arătat un vârf al densității la bărbați cu albastru, la femei cu roșu, da? Iar bărbați cu albastru, femei cu roșu, pe diversi lobi, unde avem un maxim de substanță cenușie pe lobul frontal și lobul parietal. Între ce vârste? Ia uitați-vă. Undeva în 10-16 ani e un vârf aici, pe frontal, pe parietal, iară, undeva între 8 și 16 ani, da? Pe temporal nu e aceeași chestie. El ajunge la un maxim la 16 ani, după care e un platou, iar aici e un salmeș-balmeș. De ce e importantă chestia asta? Pentru că acel power pe care îl măsoară testele de identitate fluidă, de care vorbeam la început cu vreo două slide-uri în urmă, se bazează pe performanța lobului frontal și parietal. În timp ce cunoștințele acumulate se acumulează în special în lobul temporal și occipital. Da? Deci asta e aia cristalizată, asta e aia fluidă. Păi dacă ne uităm ce se întâmplă după 20-22 de ani încolo, deci începe să scadă. Păi gândiți-vă că mulți sunteți în sala asta peste 22 de ani cu mult. Nu mai apăreți prin graficul ăsta. E diferent că sunt femei sau bărbați. Aici puteți eventual să fiți ok.
multe cunoștințe, un repertoriu întreg de cunoștințe, mult mai multe decât în adolescență, dar nu mai aveți puterea de a le gestiona cum trebuie și a vă adapta la nou. Da? La a învăța rapid lucruri noi, necunoscute, nefamiliare, complexe și care mereu se schimbă. Aia, practic, e avantajul care se-l dă lobul frontal și lobul parietal. Iar biologic vorbind, nu mai ne-l dă după anumită vârstă, cam după 20 și ceva de ani încolo spre 30. Ei, nu doar pe creier, cum avem aici, opa, apare o îmbătrânire. Ăsta e un studiu care arată cam când apare îmbătrânirea în creier și vedeți că deja începe pe la 20 de ani spre 30 de ani îmbătrânirea creierului, nu la 60 de ani, cum poate că ați fi tentat să credeți. Și nu doar a creierului, pentru că, de exemplu, ăsta e un articol luat de pe site-ul National Institutes of Health, da? Din Statele Unite, și care arată că pe multe sisteme îmbătrânirea când începe? Cam după 30 de ani. Și am luat un exemplu de acolo ca să vedeți cel mai elocvent pe inimă. Cum se schimbă felul în care bate inima. Uitați, la 20 de ani, cum pompează timp de, deci de 10 ori, practic, și după 30 de ani, ajunge la un procent din cât bate la 20 de ani inima, da? Spune, păi, ce-i cu chestia asta? Cum adică, așa de repede? Că noi știam că floarea vârstei e la 35 de ani. Noi deja suntem bătrâni la 30 de ani. Dacă vorbiți cu medicul vostru, o să vă spună că și alte elemente sunt diagnosticabile, sau mă rog, sunt predictibile la 30 de ani. Adică inclusiv tendința de a face boli cardiovasculare. Tu faci infarct la 40, dar la 30 și ceva, 35, se poate vedea riscul pentru chestia respectivă. La femei pentru osteoporoză, de exemplu. Iar la 35 de ani se poate vedea riscul la chestia respectivă. Chiar dacă boala începe mult mai târziu. Deci deja la 30 și ceva de ani, un medic pe diverse sisteme ale organismului îți pot arăta că ai un risc spre a dezvolta după 40 de ani boala respectivă și mai departe. Da? Ceea ce vi se pare poate ciudat, că totuși noi considerăm că 35 de ani este vârsta optimă pentru noi, este înflorea vârstei, atunci avem cea mai multă putere. Nu e așa. Gândiți-vă că, practic, noi suntem o specie foarte veche. Specia Homo sapiens sapiens, cum suntem noi, e veche de aproximativ 100.000 de ani. Între 80 și 100.000 de ani, cam așa. În varianta actuală, modernă, cum ar veni. Ea e și mai veche în variante primitive. În conform studiilor, speranța de viață, în cea mai mare parte a istoriei speciei astea, nu era 80 și ceva de ani ca acum. Era un 30-35. Asta era. Și gândiți-vă, chiar și conform datelor istorice pe care trebuie să le știți la istorie, pe la între 12 și 15 ani, femeile deja făceau copii. Tot la vârsta aia, bărbații plecau în armată. Pe la 15 ani, bărbații plecau în armată. Conform istoriei, Alexandru Macedon a ajuns general la ce vârstă? La 40? La 20. La 20 de ani, dacă erai bun până la 20 de ani, ajungeai general. Iar conform datelor istorice, toți marii guru ai omenirii care propovădeau diverse înțelepciuni sau religii, cam ce vârstă aveau când propovădeau? Cam 30-33. Adică erau cam înțelepții satului la vârsta aia. Acum la 30 și am copil considerat încă. Deci noi abia din secolul XIX am început să ne lungim speranța de viață. Odată cu medicamentele și industrializarea și alte lucruri care s-au întâmplat. Da? Aici a sărit la 60, 40 până 60 și ulterior, în secolul XX s-a dublat povestea asta și acum e undeva la 80 și ceva de ani. Diferența sunt între bărbați și femei. Chiar se pare că se va lungi spre 90 la anumite țări vestice. Deci noi practic în ultimele 200 de ani ne-am dublat speranța de viață. Dar de pe un organism care nu era obișnuit în zeci de mii de ani de existență să trăiască 83 de ani. Ci cam 35 de ani. Și practic, biologic vorbind, era făcut ca fazele lui de dezvoltare să se înscrie în aceste 30 și ceva de ani. Adică la crește rapid, a explora, a se duce departe de satul unde trăia el peste deal în alt sat,
asumându-și riscurile trecând prin pădure, da? De ce? Ca acolo să se cupleze cu o altă fată, care să nu fie șanse să fie în sânge cu el, da? Să facă copii cu aia, pentru că erau mai sănătoși să facă copii cu aia decât cu unul din neamurile lui, da? Și să rămână în satul ăla al femeii respective, făcând copii acolo și protejându-i, hrănindu-i, apărându-i. Și, dar rămânând acolo, să nu vină iar ideea că mai sunt dealuri prin jur să trec și dincolo. Da? Deci, practic, deschiderea pentru noi e o fereastră care îi dădea o putere să meargă până la o anumită vârstă dincolo de satul lui, să facă acolo carieră, să facă acolo copii, dar să rămână acolo. După care să-și apere tot ce a învățat el și a asimilat și s-a atașat până la vârsta respectivă de 20 și ceva, pe 30 de ani. Da? Deci, practic, asta suntem noi ca specie. Noi n-am fost ce suntem acum. Asta e o chestie foarte, foarte recentă. Multe s-au schimbat, cum o să vedem, în genele noastre, în ultimii 50-100 de ani. Noi nu mai suntem ăia de acum 10.000 sau 100.000 de ani. Și acum vom trece la capitolul 2. Nu știu cât de deprimant a fost primul pentru voi, ăsta va fi probabil mai frumos. Și probabil că va avea și mai multă legătură cu alte tematici, din câte am înțeles de la domnul Murgu, ale conferințelor cinetic, legate de conștiință. Am participat și la un ciclu întreg de conferințe pe baza conștiinței a Dianei, în care am chemat-o, dar văd că n-a venit, o fi plecată. Da. Poate suna ciudat, cum adică lăcașul conștiinței, asta e o chestie filozofică. Da, într-adevăr, problematica este pornită din filozofie. Și psihologii, practic, au asimilat-o în secolul XIX când s-au tras din filozofie, ca și toate conceptele pe care le folosesc. Dar aia nu înseamnă că nu există, la ora actuală, date care să indice cam ce e aia conștiință, unde chiar se poate localiza în creier acest concept al conștiinței. Apropo, ca paranteză, o să vedeți că foarte multe lucruri pe care le știți, indiferent că sunt la psihologie sau nu, dar oricum, din cultura noastră, privind explicațiile a ce suntem noi din punct de psihologic, nu se pupă cu datele din biologie. Pentru că ele se trag mai mult din filozofie, așa cum am spus, și din simțul comun, din folclor, din experiența de viață, nu au o bază neapărat științifică, iar din punct de vedere biologic s-au descoperit lucruri care sunt mult mai șocante, dar adevărate, privind ce suntem noi, de fapt. Și de multe ori le spun cu care vorbesc, mai ales studenților, dacă vor să afle cum funcționează și cum le merge creierul, să lase filozofia și să se ocupe de chestii care par șocante, cum ar fi, de exemplu, virusologia și imunologia. Pentru că alea vă arată un hint ce suntem de fapt și cum funcționăm de fapt. Filozofia doar descrie, într-o manieră frumoasă, poetică, niște lucruri care ne sunt nouă familiare, dar nu explică corect ce suntem noi. Ce suntem, o să vedeți în slide-urile următoare și poate că o să vă placă, poate nu o să vă placă. Dar aia clar, aia suntem. Ei, asta e un studiu, apropo de... Ați aduce aminte lucruri prezente sau, mă rog, recente versus vechi, trecute. Un studiu care a vrut să investigheze cu RMN-ul dacă sunt diferite amprentele în creier când se aduce aminte amintiri recente sau amintiri vechi. Foarte vechi. Și-a observat o chestie interesantă și anume că, într-adevăr, sunt diferențe. E o rețea comună pentru amintirile recente și cele vechi și un lucru diferențiator. Și anume, cu cât e mai veche o amintire, sunt mai multe zone din creier implicate în verbal, în limbaj, în semantică. Cu cât este mai nouă o amintire, nu sunt aceste rețele implicate în semantică, ci cele implicate clasic în episodic, în a reține secvențe. Cu vârsta amintirii respective, pe lângă cele implicate în secvențe, se mobilizează în creier multe zone implicate în verbal când se aduce aminte o chestie. Deci, ăștia care și-au aduceau aminte lucruri de la 14-25 de ani, ei având peste 40, practic se folosesc de limbaj în bună măsură ca să-și reamintească amintirile acelea vechi. Dacă e vorba de amintiri recente, de acum un an sau doi, în mai mică măsură de limbaj, ci îți vin mai multe amintiri ca secvențe temporale, da? Dar amintirea asta a dat apă la moară la o teorie lansată de niște psihologi, a Competitive Trace Theory, care ei arătau chestia asta, că practic amintirea cu cât e mai recentă, e mai bogată senzorial.
Gândiți-vă și voi, dacă ați fost, nu știu, în vară trecută la mare și vă amintiți, vă vin ca multe chestii senzoriale, cum miroseau micii, nu știu care, sau, nu știu, cum bătea vântul și simțea pe lângă ureche că bate așa, sau chestii de auditive, că era o muzică nu știu unde și se cap pe nervi muzica respectivă. Deci sunt multe detalii senzoriale. Dacă e vorba de amintiri din copilărie sau din adolescență, cum era vorba în primele slide-uri, acolo cam dispar cele senzoriale. Trebuie să faci un efort să reconstruiești cam cum mirosea chestia aia sau ce textură avea chestia cu tare. Deci sărăcie senzorială, dar o mare bogăție verbală. Și teoria care o lansată este tocmai chestia asta, că noi ne folosim de limbaj tocmai ca să consolidăm și ulterior să ne reamintim amintirile vechi, care din punct de vedere a ce mai poate creierul spre 40 de ani, cum vedeam noi când e bătrân, el nu prea mai poate chestii senzoriale, dar a descoperit o șmecherie, asta cu limbajul, care o are dezvoltată, e bună măsură stocată în lobul ăla temporal de care vorbeam și care crește cu vârsta, și te folosești de verbal ca să-ți reamintești mereu lucruri. Și chestia e că cu cât îți amintești mai des anumite lucruri, alea sunt mai fixate, mai puternic în memoria ta. Deci, practic, este o cale de a salva amintiri vechi, care se degradează în creier, dar reamintindu-se pe bază verbală și reconstruind-o verbal amintirea respectivă, ai o șansă să o păstrezi. În bună măsură modificată, pentru că o să vedem, amintirea mereu se schimbă când ți le reamintești și în funcție de contextul în care ți le amintești, ce mai seamănă cu ce ți amintești, se schimbă, incorporează noi informația acea amintire, dar ai o șansă măcar să o păstrezi chiar într-o variantă modificată și în bună măsură îmbogățită verbal. Ei, și acum o să mergem mai la concret. Ăsta e un studiu, mă rog, o meta-analiză imensă, în care oamenii ăștia au avut foarte multă răbdare și ne uitam peste vreo 120 de studii de imagistică, vrând să vadă unde în creier se întâmplă procesare verbală, semantică, în general. Și nu e cum credeți voi, nu știu, de la încă din liceu și poate la facultate, că sunt două arii în creier, aria lui Broca și aria lui Wernicke și cu alea vorbim. Nu, deci, într-adevăr, asta este limita studiului pe leziuni. Știți că studiile primele de neurologie și ulterior neuroștiință au explodat după jumătatea secolului 20, în special după cele două războaie. De ce? Că erau mulți oameni cu leziuni pe cap după cele două războaie și puteau fi studiați, experimentat. Și diverse chestii nu le mai aveau, sau le făceau altfel, sau le făceau mai mult sau mai puțin. Da? Și printre alte au observat că cei care au leziuni anumite părți ale capului nu mai pot înțelege vorbirea. Sau nu mai pot vorbi. Lucruri complet diferite. Da? Ceea ce e adevărat. Dar nu înseamnă că doar cele două zone sunt implicate în semantică. O să vedem și foarte mare parte din creier. De amintire, apropo, ca o paranteză mai veselă, asta cu creierul foarte recent a devenit importantă pentru oameni, să știți. Hai că pentru oameni de știință, poate acum vreo 200 de ani. Pentru omul de rând, doar pe la jumatea secolului 20. Să știți că hockey se joacă de mult în țările nordice. Și știți că au acele echipamente de protecție. Deci, prima dată știți când a apărut apărătoare pentru testicule? La 1840. Pentru cap, la 1940. Deci se considera că e mai important testiculul în secolul 19 decât capul. Da? La bărbați cel puțin. Da? Vezi cât e important să se dea creierului de fapt în secolul 19. Da? Aici practic au observat pe toate cele 120 de studii cam unde se localizează procesări de tip semantic, adică verbal, în creierul uman, la omul adult. Și au ajuns, practic aici vă uitați, este, mă rog, trecând din partea laterală a emisferei, mergând tot mai în profunzime până în mijlocul ei, care e aici în stânga. Astea sunt principalele zone din centrul creierului implicate în a procesa semantic. Dar după aia când s-au prins, nu, sunt multe, într-adevăr, vedeți față de doar două Broca și Wernicke. Dar s-au dat seama că doar seamănă cu ceva poza asta. Dar din alte studii, cam același lucru se cheamă într-un fel. Se cheamă default mode network. Sau rețeaua de creier default, automată, cum ar veni. E aproape, vedeți, același lucru în studiile care studiază rețeaua default cu studiile care, de fapt, procesează semanticul. Deci, ok, dar ce cu default ăsta? Deci e o poveste întreagă care a apărut din întâmplare pe la începutul anului 2000, 99, 2000, 2001,
când ei vreau să cartografieze creierul uman și îi puneau subiecții să pună în remenere și să facă diverse sarcini, să rezolve probleme, să ia decizii, să vadă pe maică sa, să vadă droguri, să facă matematică și așa mai departe, se scana creierul, se mapa ce e activat când el face matematică și trebuia comparat cu ceva, adică cu starea de nematematică, de relaxare, că nu făcea nimica. Și era baseline și activare, baseline și activare. Da? Chestia că s-au prins destul de repede că pe baseline-ul lor nu era baseline. Tot apăreau activări care nu trebuie să fie acolo. Că, domnule, te-am spus să stai liniștit, cu ochii închiși, nu te gândești la nimica, nu vorbești, că strici mie experimentul. Te-am și plătit pentru chestia asta. Și atunci, dar nu pot să stau jumătate de oră fără să vin nimic în cap. Deci nu vorbesc, mă miște, îmi vin chestii în cap. Da? Și s-au prins că e un fenomen general, adică nu erau câțiva neascultători. Și, domnule, dar unul mai deștept, dar ce dracu-ți vine în cap când trebuie să nu vine nimic în cap? Să vă spun că sunt cam două tipuri de gânduri. Unele numite retrospective, altele prospective. Adică, și apoi și-au aminte cam ce au făcut în ultima vreme și se pregăteau cu ce urmează ca să fie eventual mâine. Cam aia vă vine și vouă în cap în fiecare seară de culcare. Un fel de retrospectivă a zilei și o mică prospecție a zilei sau săptămâni următoare. Da? Și a fost numită rețeaua default, deci că se pune automat. Domnule, când ești relaxat, nu trebuie să faci nimica, automat se pornește rețeaua asta, care apare în diverse zone ale capului, vedeți, aici, frontal, aici, parietal, și pe fața laterală, mică aici, pe aici și pe aici. Și aia îți dă ție conținut, retrospectiv și prospectiv, retrospectiv și prospectiv. Ce a fost, ce urmează, ce a fost și ce urmează în mai multe variante. Inclusiv ce a fost în mai multe variante. Ce ar fi fost dacă nu cumpăram chestia aia sau dacă nu spuneam locutare lucruri care l-a deranjat. Cum ar fi fost în viitor. Da? Deci pe mai multe variante și trecutul și viitorul. Simulări de astea, da? Păi, și rețeaua asta a devenit un fel de... Iar a luat-o asta. Un fel de vedetă. Alte studii au arătat că, de fapt, ea se cuplează cu încă două rețele majore, care au nume complicat și se cheamă rețeaua dorsală atențională, unii zic frontul parietală și una numită ventrală atențională sau alții numit cingulo-operculară, mă rog, chestii anatomice, care toate astea trei ne guvernează ziua, în fiecare zi. Pentru că când suntem nesolicitați, suntem în default. Când brusc apare ceva pe neașteptate, se punește rețeaua aia ventrală. Și când trebuie să rezolvăm chestia nouă apărută, se punește aia dorsală și o rezolvă. După care iar picăm în default și cu gândurile noastre. Da? Mai mult, anormalități pe felul în care e construită rețeaua default se regăsesc la tot felul de patologii. La schizofrenie, la depresie, la autism, la anxietate și așa mai departe. Deci înseamnă că e ceva important acolo, nu doar când vin mie automat gânduri de ieri și de mâine. Inclusiv... Eu am făcut un studiu la un moment dat, pilot, adevărat, cu mai puțin subiecți, pe pacienți cu depresie, comparați cu subiecți normali, la o clinică din Timișoara, care pe chestie de imagistică, Neuromed se cheamă, și aveam, cam așa ne-a ieșit nouă, ca post-procesare, rețeaua default la un om plictisit sănătos și cam așa arată la un om de 20 ceva de ani, student, dar cu depresie de câțiva ani, depresie cronică. Vezi că apare o foarte, foarte mare activare a rețelei de forță speciale partea frontală, comparativ cu un om sănătos care are doar chestia asta, care apare și în restul studiilor privind rețeaua default. Nu ne-au apărut activări pe partea din spate, dar vedeți asta de aici. E unde trebuie, chestia că la depresiv e toată partea asta pornită. Și cu cât era mai mare activarea pe toată zona asta, corela la pacienții respectivi cu ruminațiile. Nu știu dacă știți, ruminațiile sunt specifice și depresie și anxietăți, adică tot felul de gânduri negative care te duc bâzie, nu poți scăpa de ele și se accentuează starea de depresie sau de anxietate. Da? Deci cu cât erau astea mai mari pe default, pe starea de relaxare, cu atâta pacientul avea mai multe gânduri de tip ruminativ și îl tot brâiau și nu poți să doarmă și mai departe. Da? Fiind o rețea vedetă, au fost foarte, foarte multe studii care au fost să vadă cu ce se ocupă această rețea și au descoperit că sunt mai multe hub-uri, adică centre în cadrul acestei rețele, care au funcții oarecum diferite. Și aici e un fel de sinteză și pe slide-ul următor, iară câteva chestii apărute ulterior,
care arată cam cu ce se ocupă rețeaua asta de default. Și nu este doar introspectiv, adică retrospectiv și prospectiv, ci foarte multe alte lucruri despre noi apar în această rețea default. Când ne gândim la alții, la comportamentul lor, de ce fac chestia respectivă, ce gândesc despre noi? Da? Se cheamă theory of mind. Da? Adică gândurile, intențiile, emoțiile altei persoane decât noi. Când judecăm cât de moral e comportamentul altei persoane sau propriul nostru comportament și luăm decizii morale sau judecăm moralitatea. Când înțelegem povești, narațiuni. Este rețeaua narațiunilor. Dar mi-e nimic surprinzător, ținând cont că este rețeaua semantică. Da? Deci prin ea noi înțelegem poveștile. Prin ea povestim altora poveștile. Înțelegem concepte, iar nimic spectaculos, ținând cont că oricum e semantică. Autobiograficul. Deci amintirea noastră când ni le aducem aminte, prin această rețea ni le amintim, indiferent de vârstă. La fel când ne imaginăm viitorul. Când facem prospectiv. Da? Chiar pe multe variante posibile. Când ne imaginăm lucruri. De aminte, e o rețea creativități. Știți, cu câte astea e mai dezvoltată, ești mai creativ. Când faci imagerie mentală sau navigare mentală, adică să imaginezi cum ajungi tu mâine din Dristor, nu știu unde, în Berceni. Și faci un traseu mental. Da? Un fel de hartă mentală. În plus, ce mai apare acolo jos? Da. Reprezentarea valorii. Cât de mult îți place sau nu-ți place un lucru. Și mulți au observat că se activează când ai atitudini privind ceva. Îmi place chestia, de ce îmi place chestia? Nu-mi place chestia, de ce nu-mi place chestia respectivă? Alt studiu de aici, și asta e chestia importantă în plus ca adăugire. Daydreaming de care vorbeam, adică reverii, în stare de veche, îți umblă gândul așa iurea în diverse locuri. Sau acest sentiment al agency se cheamă. Ce înseamnă agency? Înseamnă legătura dintre intențiile tale, acțiunile tale și consecințele acțiunilor. Adică ce am vrut eu să fac, ce am făcut și ce a ieșit. Da? Aia se cheamă agency. Aici se contorizează practic lucrurile astea, adică ce intenționam, ce plan am avut, ce am făcut ca urmare a planului și la ce am ajuns ca urmare a acelei acțiuni și a intenției respective. Și se contorizează toate astea care devin ce? Practic. La ce ești tu bun? Ce s-a ieșit? Ce nu s-a ieșit în viață? Ca și portofoliu de acțiuni, da? Îți arată cam la ce ai fost tu bun. Alte studii arată că se pornește iar în funcție la când se puși oamenii să judece, de exemplu, partide politice. Ăia care, de exemplu, sunt fani un partid și fan politică, experți în politică sau sunt foarte familiar cu un partid, li se pornește rețeaua default. Dacă oamenii n-au habar de politică și să judece un partid sau politica, își folosesc alte rețele care greu sunt implicate în inteligență, nu în default. Deci, în general, lucrurile care te reprezintă în foarte mare măsură, fie că crezi sau nu crezi în ele, se regăsesc în rețeaua default. Atitudini, preferințe, alți oameni, gândurile lor, comportamentele lor, propriile tale comportamente, succesul și eșecul tău și așa mai departe. De-aia și o chestie importantă, de când se întâmplă lucrurile astea, inclusiv când ai aceste gânduri spontane în timpul zilei, reveriile astea de care vorbeam, s-a observat că, de fapt, aceste reverii sunt cuplate cu procesul de consolidare a memoriilor. Adică dacă te-a băzit cineva în ziua respectivă și tu pe drum spre casă încă tot rulezi în cap episodul respectiv cu ce s-a întâmplat și seara de culcare iarăși vine în cap episodul ăsta, asta consolidează amintirea respectivă în timpul nopții și a zilor următoare. Cu cât mai mult îți vin spontan, involuntar, aceste gânduri privind ce ai făcut tu în ziua aia și zile trecute, le dă un efect al faptului că în momentul ăla se consolidează în memorie acel lucru. Dar e o tehnică cumva terapeutică, dacă ai păzit ceva în sol, să îți blochezi total procesarea în orele următoare, că dacă ți-o blochezi, ai șanse să nu se consolideze. Cu cât te gândești mai mult la ea, ai șanse să fixeze mai abitir în cap lucrul respectiv. Da? Și se face automat chestia asta pe această rețea default care tot rulează acea amintire și o leagă de altele și pregătește chestia asta ca în timpul somnului să se consolideze, în timpul REM-ului.
Mai mult, știți că, apropo de neo-PR și de teste de personalitate, ăsta e un studiu care a arătat conectivitatea în creier pe diverse zone, cum corelează cu trăsăturile de personalitate. Și avem trăsuri din neo-PR, care poate că le știți, neuroticism, extroversiune, deschidere către experiențe de care vorbeam, agreabilitate și conștiinciozitate. Și ele apar cu culori diferite pe creier, arătând că zona aia este mai activă și mai puternic conectată cu alte zone la oamenii care scorează mai puternic pe acea trăsătură. Dacă ne uităm, de exemplu, pe deschiderea către experiențe de care vorbeam înainte, care cu portocaliu în graficul ăsta, vezi că ea se situează în bună măsură în zonele astea frontale. Aici e emisfera dreaptă, aici e emisfera stângă. E frunte, frunte, ceafă, ceafă. Nu-i de porc, e de om. Da? Și cam aici se grupează ce numim noi deschidere către experiențe. Care, în bună măsură, dacă ne uităm, se cam suprapune pe care rețea? Pe default. Da? Deci cu cât ai zona asta mai amplificată, cu atât ești mai deschis la experiențe noi, explorezi, ești mai curios, da? Și ai șanse ca să înveți mai multe lucruri care se consolidează în această rețea default de fiecare de când ți aduci tu aminte chestia respectivă în ziua aia sau chiar și ulterior când îți povestești trecutul, tot pe rețeaua asta și plus limbaj, ți amintești tot de chestia aia, o rulezi în minte, povestești cuiva la o bere și ai șanse ca să din nou se consolideze noaptea aia toată experiența de viață. Într-o manieră de multe ori schimbată și mult mai verbalizată. Da? Chestia e că se cuplează această deschidere către experiențe cu capacitatea acestei rețele default de a asimila lucruri, deci de a explora și a asimila lucruri și a învăța lucrurile respective. Și cum am văzut, după 30 de ani, scade capacitatea asta de a asimila lucruri noi. Deci inclusiv deschiderea asta față de nou nu mai arată așa la 40 sau 50 sau 60 de ani de cum arată la 20. Deci pata asta e la 20, nu mai la 40 sau 60 de ani. Da? Se eliminează mult chestia asta. Acum, ca și concluzie, și mai e ceva important apropo de asta, ca să legăm de povestea cu dezvoltatul. Că toate se leagă, o să vedeți. Ăsta arată cum se dezvoltă rețeaua default ca și conexiuni la copii și la adulți și arată că, de fapt, undeva până în 9 ani ea nu este conectată și devine conectată undeva între 21 și 31 de ani. Deci, practic, ea se stabilește ca rețea undeva între 10 și 21 de ani. Iar ajungem la povestea cu intervalul de vârstă de aur de care vorbeam, da? Deci copiii nu au funcțională decât pe bucăți, nu e încă conectată, se conectează partea frontală cu partea posterioară undeva între 10 și 21 de ani. Ce e important? A, și mai e o chestie. Nu doar noi avem așa ceva. Și asta a schimbat foarte mult felul în care se interpretează ce face această rețea default și leagă foarte mult de ce vom face noi astăzi, în a doua parte a zilei, a, mă rog, a cursului. Și șobolanii au rețea default, și maimuțele, evident, și noi. Ceea ce, pe de o parte, e frumos că, mă rog, se poate identifica la diverse specii similare cu capul nostru și arată evoluția, de fapt, a creierului la mamifere. Să nu păreți foarte surprinși sau, nu știu, suspecți la chestia asta, pentru că noi avem un creier de mamifer. Noi nu avem un creier semnificativ diferit de o vacă, sau de un porc, sau de un șobolan. E mai crescut pe anumite dimensiuni, cum și la ei pe alte dimensiuni. Este modelul de creier de mamifer. Creierul uman are anumite chestii în plus față de un creier de maimuță sau de șobolan sau de câine și alte chestii în minus. Pe olfactiv este mult mai slab decât un câine sau un porc, să știți. La fel pe auditiv și alte simțuri care nu le avem. Cum stăm mai bine pe verbal, de exemplu, și pe chestia de rup frontal, chiar și comparativ cu maimuțele. Dar e același schelet de creier de mamifer. De-aia faptul că se găsește aceeași rețea mare, importantă pentru noi și la alte specii, inclusiv la nivel de șobolan, nu trebuie să vă surprinde treaba asta. Ce e important este că pe acea rețea pe care are șobolanul și maimuța, la noi s-a cuplat în mai mare măsură ce? Limbajul. Care și la ei există, dar mult mai slab decât la om. Da? Deci, practic, e o cuplare a unei chestii noi ca funcție, a limbajului ăsta mai modern, pe o rețea veche care există la toate mamiferele.
Și o să vedem care este de fapt funcția la șobolan, pentru că dacă inițial s-a crezut că, domnule, asta e o chestie introspectivă și de asta prospectivă și introspectivă verbală la om, adică introspecție la om, păi nu poate fi la șobolan ca să facă introspecție. Deci înseamnă că are și altă funcție decât introspecția asta verbală, din moment ce alte animale o au și ei nu prea au verbalul, cel puțin la nivelul omului. Da, și practic asta e concluzia lor, că de fapt, deși inițial a fost numită o rețea a introspecției și a autoreferirii față de tine, de fapt poate că nu e numai asta. Sau asta e mai degrabă o funcție acumulată în plus la om, la alte specii și automat și la om, funcția ei de bază este alta. Și asta propune, că de fapt este o funcție de a monitoriza, a scana permanent mediul și extern și intern. Și o să vedem a compara ce știi tu cu ce vezi. Și a meciui chestia, adică se potrivește ce mă aștept eu ca să fie cu ce se întâmplă. Și mă aștept ce să fie de unde? Păi din ce am învățat, din memorie, că aia face, se consolidează experiența noastră, inclusiv acțiunilor noastre, ale altora, da? Secvențe de acțiune, autobiografii, preferințe și mai departe. Dar în același timp face o permanentă reconstrucție a viitorului. Pe mai multe scenarii posibile. Și tot timpul e în capul nostru cu un pas înaintea ce facem noi. Generând o imagine. Adică eu acum n-am mai fost în locul ăsta, dar am fost mai de mult. Sau într-o chestie care seamănă cu locul ăsta. Automat mi apare imaginea în memoria în default. Da? Când intru în cameră, se potrivește sau se potrivește cu memoria mea din default? Dacă se potrivește, e perfect. Dacă se potrivește, am o eroare în predicție. Da? Dar practic, scopul ei e permanent să scaneze mediul și intern, te doare burta, simți ceva la plămâni, la inimă, așa mai departe, și extern, și pentru a pregăti în permanent organismul la ce urmează ca să se întâmple, mai ales într-un mediu care se schimbă mereu. Și pentru că se schimbă mereu și știe chestia asta, generează scenarii plauzibile în paralel. Mâine trebuie să caut pe cutare, dar dacă nu e acolo, păi merg nu știu unde, sau îl caut pe ălaltul, sau dau un mail sau un telefon. Deci ai multe variante de scenarii care te pregătesc pentru ce urmează ca să se întâmple mâine. Da? Ei, ca și concluzie pentru capitolașul ăsta, și asta e o treabă care confirmă ce povesteam, ăștia sunt oameni care din Elveția și din state s-au chinuit, săracii, să vadă suma principalelor conexiuni din creierul uman adult, urmărind axonii, se cheamă tractografie chestia asta, unde merg axonii neuronilor din principalele 1000 de regiuni ale creierului, sunt multe regiuni, dar 1000 principale, 99 mai exact, au studiat ei, unde merg axonii aia. Și au băgat un supercomputer toate datele respective și a zis o schemă a principalelor conexiuni din creier, care apar și aici, aici e fruntea, aici e ceafa, aici e văzut de sus, emisfera dreaptă, emisfera stângă, aici are fruntea, ceafa, invers, fruntea, ceafa. Per ansamblu, dacă vă uitați, unde e mai mare densitatea de albastru de ăsta? Spre partea posterioară, da? Nu pe partea de frunte. Deci avem mai multe conexiuni de astea de la jumate în spate decât de la jumate în față, deși se consideră că lobul frontal e cel mai deștept. E deștept, cum am spus, la lucruri noi, la te pune să te descurci într-o chestie nouă. Dar el nu neapărat stochează timp îndelungat informațiile, ci mai degrabă partea posterioară stochează for a lifetime informațiile pe care le-ai învățat. În plus, ce au descoperit ei, este că de fapt sunt vreo 6 hub-uri, se cheamă, sau nuclee, centre în creier și care apar aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Asta e de sus, ar veni. E emisfera mea dreaptă, emisfera mea stângă. Emisfera mea dreaptă, emisfera mea stângă, frontalul, occipitalul. Da? Și astea sunt, practic, un fel de insule, mari nuclee, unde este maximă densitatea de conexiuni în creier și apar conexiuni între aceste nuclee. Ce e important este că, în special, partea de la jumate înspre ceafă se suprapune perfect cu ce? Cu rețeaua default, care mi se pare și apare aici. Da?
Deci, practic, această rețea default reprezintă ce? Miezul creierului uman. Ea este structura de bază a creierului uman. Nu este o chestie întâmplătoare, apărut accidental, la unii oameni care nu respectă instrucțiunile la PRMN. Da? Ci și la noi și la toate speciile, cel puțin de la șobolan în sus, această rețea există și în jurul ei e construit creierul ființei respective. Și rolul ei principal este ce? Să ne adapteze la nou, învățând și apoi simulând în permanență ce am învățat ca să ne pregătească pentru viitor. Și a ne proteja tot timpul organismul de cei în exterior sau de cei din interiorul nostru. Generând scenarii permanent. Și aia o face și la șobolan, așa învață șobolanul și dacă o face bine, e mai inteligent, spunem noi. Da? La fel e și la om și dacă o face bine, e mai bine adaptat la mediu. Chestia că o face mai bine până pe la 30 de ani, după care o face mai rău. Sau face cam pe același palier, cum ar veni. Dacă ea se structurează, ea învață ce este mediul din jur și devine referință chestia aia de la muzică și până la politică, până în 30 de ani. După care devine un fel de sită care filtrează tot ce știi tu și compară cu ce ai învățat ca și structură. Pentru că ce învățăm noi, de fapt, structurează fizic creierul uman. Creierul vostru nu e o chestie care se umple ca și, nu știu, drapul din bucătărie cu diverse farfurii și vase. Aia fiind experiența. Nu. E ca și cum punând vase undeva în bucătărie, se formează dulapul în jurul lor. Practic, nouă ne crește, cum o să vedem, creierul în funcție de experiențele pe care le avem. Și în special până la anumită vârstă. Și ăla e creierul uman, de fapt. E suma experiențelor. Și acele experiențe permanent se afirmă generând simulări sau scenarii și comparând trecutul cu prezentul și generând variante pentru viitor în mai multe versiuni. Da? Deci, practic, astea suntem noi. Și în plus, asta e o chestie care trebuie să o înțelegem ca și cumva concluzia acestui capitol 2, este că atunci când ne chestionăm pe noi sau alții ne chestionează cum suntem noi și cum vedem lumea din jur, la ce? Indiferent că e vorba de o chestie de personalitate, că este un terapeut, că este un prieten la o bere, la ce ajunge? La rețeaua default. Prin asta îți aduci aminte, îți spui părerile, îți arăți atitudinile, valorile, preferințele, antipatiile, viitorul cum ți-l vezi, cât de optimist ești tu, cât de pesimist ești tu. Deci, practic, tot ce poți verbaliza despre tine însuți, indiferent că o faci într-un test sau într-un interviu sau la terapie sau la, nu știu, la bere cu prietenii, practic se chestionează această rețea default care spune cine ești tu, cum e lumea din jur, cum a fost trecutul tău și cum vezi viitorul. Nu neapărat îți reflectă comportamentul tău real. De-aia sunt mari diferențe între cum te porți și cum te vezi tu că te porți. Și alții te văd altfel. Da? Pentru că ei când te întreabă, ajung la povestea concepută de rețeaua default, care are și ea plusurile și minusurile ei. Și deși e mai bună la a spune prin ce ai trecut, adică trecutul, e nu e foarte bună la a spune exact ce vei face în viitor. Ea generează variante, dar nu neapărat se și pornesc acele variante. Da? Deci e mai bun ca element de retrospectiv decât de prospectiv, dar îți arată practic cum te vezi pe tine. Nu cum ești efectiv, ci cum a reținut ea și s-a reconsolidat de multe ori timpul vieții privind ce ești tu. Și tot mai mult păstrează cam aceeași poveste odată ce tu ești mai... Cum? Mai în vârstă, nu mai tânăr. Când ești mai tânăr, ea dă mai mult reset. Că încă poate să dea mereu reset. Da? Și să înveți o chestie nouă care o transformă și vede altfel lucrurile. Da? După anumită vârstă, cum treci de 30 spre 40, 50, 60, deja e foarte greu să mai dea reset. Dacă te întâlnești cu lucruri care nu prea seamănă cu ce știe ea, nu are capacitatea de a se reseta. Ci are capacitatea de a dezvolta stres, cum o să vedem, și depresie, cum o să vedem în partea a doua a prelegerii. Adică ea știe ce știe și încearcă să apere cu disperare ce știe, pentru că nu mai prea are capacitatea de a învăța chestii complet noi care neagă ce știe ea. De-aia pe tineri îi transformă, de ghilimele, experiențele provocatoare, pe oamenii în vârstă nu îi transformă, îi stresează. Că chiar îi bagă în depresie. Da? Și în depresie cum arată rețeaua default?
Ați văzut cum arată, da? E foarte, foarte activă, consumă a naibii de multă energie, nu mai ai resurse pentru altceva, nu mai poți concentra, nu mai ai reflexe, ai numai niște gânduri care te tot bâzie, te tot chinuie, nu poți scăpa de ele, nu le poți calma, da? Și arată, practic, imposibilitatea ei de a ce? A asimila lucruri noi. Bun. Și trecem la capitolul 3. Normal că pe mulți, poate care mai ales nu sunteți mie studenți sau sunteți de anul întâi, vă surprinde slide-ul ăsta, ce-i cu chestia asta? Ce-au virusii cu noi, în afară că răcim, în special iarna? Sau, nu știu, facem SIDA sau alte lucruri nasoale? Ne omoară, ne îmbolnăvesc? Cum adică ne-au făcut pe noi oameni? Ne-au stricat nouă viața, eventual, ne-au făcut oameni, da? O să vă rog să fiți atenți la capitolul ăsta și la următorul. Ăsta e principalul pentru că vă dă cheia pentru următoarele trei care există în prezentare. Până acum au fost chestii care în principiu vă le cunoșteați. Adică, în special la primul, sunt chestii de simț comun, cum sunt oamenii. Cum sunt la o vârstă, cum sunt după vârsta respectivă, cam ce își aduc aminte și mai departe. Da? În cel anterior aveați un fel de explicație unde se întâmplă lucrurile astea. Acum o să vedeți și de ce se întâmplă lucrurile respective. E mult mai important în știință să știi de ce, decât să te limitezi la ce există, la a descrie. Din punct de vedere a descrie, de exemplu, psihologia este o știință ok. Ea observă o groază de oameni la diverse vârste și îi descrie cum se manifestă. Și fac corelații, că aia se poate așa, se poate așa, și așa, și așa. Fac corelații între patru de comportament. Din punct de vedere explicativ, este foarte slăbuță la explica de ce oamenii se poate cum se poartă. De ce? Pentru că ai nevoie de instrumente ca să vezi mecanismul comportamentului sau performanței din capul omului respectiv. Ceva mecanism am văzut în capitolul 2. Dar mai mult ne arată unde să căutăm mecanismul. Nu ne arată mecanismul. RMN-ul nu ne arată mecanismul. Ne arată unde e ascuns mecanismul. În cazul ăsta, pentru acea rețea anumită default, care e practic miezul structural al creierului și la om și la alte mamifere. Acum o vedea de fapt de ce e construit așa creierul, cel puțin de la șobolan în sus până la noi. Și aici bineînțeles că unii vor fi foarte șocați, o să vedeți spre final unde, în creierul vostru, când apare această chestie cu evoluția. Cum adică evoluția? E o chestie de debate, încă nu se știe exact, e o chestie de părere personală, eu am părerea mea, tu e părerea ta. Da, la oamenii, cum să zic, nespecialiști, eu bătaie între păreri, ca și în toate domeniile. Dacă ați fi specialiști în biologie, în genetică, sau în virusologie, cum am spus, nu mai e de mult un debate. Sunt o groază de date care confirmă evoluția, o să vedeți chiar mecanismele evoluției cum se întâmplă, da? Deci nu e un fel de debate sau un mare mit că e sau nu e evoluție. Clar există evoluție. La toate speciile există evoluție. Nu într-o rată foarte vizibilă. Și nu neapărat se confunda evoluția cu progresul. Cum în limba română, semantic vorbind, apare confuzia asta. Evoluția nu e egală progres. Nici Darwin pe vreme nu a spus că evoluția e egală progres. Evoluția înseamnă diversitate. Nu e egal progres. Apoi acea diversitate la unii poate fi progres, la alții poate fi regres. Da? Deci evoluția nu creează progres. Când apare evoluția? Iar se știe în principiu că e clar declanșată de anumite lucruri, cum ar fi, de exemplu, schimbările de mediu. Inclusiv hrana. Se știe că, de exemplu, dacă duci un organism în altă parte decât unde a trăit specia lui, el se schimbă sau moare. Te întorci acolo după câteva sute de ani și ori găsești acolo schimbat, ori nu mai e deloc. Da? Dacă se schimbă vremea, chiar în locul în care stă el, se schimbă vremea, se schimbă ce automat? Hrana. Nu mai e cât trebuie să fie. Sau e mai mult decât era înainte. Sau e altfel decât hrana. El trebuie să schimbe comportamentul sau moare. Da? Deci aia înseamnă practic evoluție. Adaptare la schimbări de mediu. Nu să ajungem din șobolani oameni. Nu aia se referă evoluția. Și o să vedem de fapt ce mediază de fapt evoluția
nu doar schimbările de mediu. Pentru că, cum se știe, cel puțin conform datelor din antropologie, sunt multe schelete de oameni preistorici, de ăștia așa, în zone unde trăiesc mai multe clasice. Cimpanzeu, gorilă. Deci, de ce n-au ajuns și alea toți oameni, că au avut timp destul. Da? O să vedem, de fapt, ce mediază această evoluție. Nu doar faptul că trăim în același areal și mâncăm cam același lucru. Nu e suficient. Și concluzia specialiștilor este aia scrisă acolo jos, nu știu dacă se vede și în spate, dar vă spun eu. Evoluția este mediată, încurajată și are ca mecanism virus. Nu orice fel de virus, nu ea care ne fac gripă, ci un tip anume de virus care se cheamă retrovirus. Și au capacitatea de a se salva în ADN-ul nostru și a tuturor speciilor. Adică ei intră în organism și intră în nucleul celule pe care o invadează, în ADN-ul ăla și se ascund acolo. Și îl transmiți mai departe copilului tău, dacă nu te omoră pe tine. Și de regulă aceștia retroviruși nu te omoară, că n-au interes să te omoare. Au interes să fie simbioți cu tine și trăiască mai departe în celula ta. Deci foarte mulți dintre ăștia care sunt retroviruși nu sunt nici măcar cu efecte de vreun fel pe tine. O clasă anume se cheamă virus pumoș. Ăia nimeni că o te prins că ai luat. Și ajung în ADN-ul tău. Nu e o chestie mare, cum să spun, de doar o chestie teoretică. Cei care lucrează în laboratoare știu că oamenii folosesc la ora actuală virus, se cheamă adenovirus, pentru a inocula gene străine în genele unui animal. Și băgăm gene de algă într-un ADN-ul de șoarece. Și creierul șoarecelor răspunde la lumină solară cum răspunde alga respectivă. Da? Se fac experimente de a manipula creiere folosind gene străine care sunt inoculate la un animal viu prin virus. Deci nu e o chestie de teorie. Se știe practic că se face chestia de mai mulți ani. Da? Nu orice virus face chestia asta. Un tip anume de virus numit retrovirus. Da? La oameni, acești retrovirus se cheamă HERVs. Vine de la Human Endogenous Retroviruses. Da? Adică retrovirus endogen uman. Toate speciile au retrovirus, să știți, toate speciile. Doar la om se cheamă cu H în față că e vorba de oameni. O parte dintre retrovirusii pe care avem noi sunt similari cu ai maimuțelor mari. Ăsta, cimpanzeu, gorilă, în special. O parte mai mică cu altor maimuțe. O parte similară cu a găinilor, de exemplu. Sau un anumit pești. Și aia îți arată inclusiv care specie din care a derivat în funcție de cum a fost invadată specia aia cu anumiți retroviruși care au rămas în ADN-ul lor și le-au transmis mai departe. Și practic poți urmărești ca un fir roșu cum evoluează speciile în funcție de valurile de viruși care au fost invadate aceste specii și au intrat în ADN-ul lor. Ăsta este genomul uman, foarte schematic așa. Ce e important de știut este că genele umane, în maniera clasică, au o singură treabă. Produc proteine. Aia face orice fel de genă. Nu produce divorțuri, nu produce conștiinciozități, nu produce, nu știu, alte chestii de tipul ăsta social, ci toate produc proteine. Chestia că prin 96-2000, cam așa, s-a aflat că, de fapt, doar aproximativ 2% din genele umane își fac treaba de genă, adică produc proteină. Restul de cam 98% nu produc proteine. Cam șomează. Și acel 98% din ADN a fost numit junk DNA. Adică un fel de umplutură. Dom'le, când vor fi ajutat la ceva, de cursul evoluției, de acum clar că nu produce proteine, deci stă. Ulterior, și-a dat seama că de fapt nu prea stă. Cu o bună parte din el încă lucrează, dar pe alte aspecte decât o face o genă clasică. Și dacă ne uităm aici, ăsta de aici cu movul ăsta deschis, e la clasic care produce proteine. Da? Se cheamă și codant, adică el codează proteine. Tot ăsta lung, 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 se cheamă ADN necodant, că el clar nu codează proteine, dar chestia e că ce face. Ei, până la ce face, uitați-vă ce e prin el. Păi, o parte dintre ăstea de aici sunt virus, să știți. 8% din ce vedem aici sunt retroviruși.
Efectiv, retrovirus. Toți avem în noi, cam 8% virus în ADN-ul nostru care merge mai departe în copiii noștri. Și le avem moștenit de la ei noștri. Da? Toate speciile au retrovirus, procentul diferă în funcție de specie. Unii, cum o să vedem, sunt activi, încă puțin, restul nu mai sunt activi, cândva au fost activi. Pe lângă retrovirus, mai sunt o felul de chestii ciudate ca și nume pentru voi, se cheamă retrotransposoni de astea. Sines, Lines, mai sunt și încă unii SVA, o să vedem. Ăștia sunt bucăți de virus, de foști virus, descompuse. Acolo sunt cam toți retrovirusii care se cunosc la oameni, cei mai sunt cam vreo două familii numai și cam cei mai mulți sunt numiți herpes kappa. Apar acolo jos, da? Ăștia sunt cei mai frecvenți și cunoscuți retroviruși umani, herpes kappa. O bună parte nu mai sunt activi, o mică parte încă sunt activi și o să vedem cam ce fac ei. Chestia este că toate speciile au fost supuse și sunt încă expuse la valuri de invazie virale cu retrovirus care intră în ele. Unii se manifestă omorând ceva de acolo, alții nu. Oricum, toți ăia care supraviețuiesc rămân în ADN-ul speciei respective și merg mai departe ca fiind ADN-ul speciei respective. Și cum o să vedem, nu doar sunt niște chestii care merg cu autobuzul, cu ADN-ul, ci ele chiar construiesc autobuzul sau îl decorează. Asta ca paranteză, știți că fiecare dintre noi, deși are un buletin și o identitate că e Popescu Gheorghe, de fapt nu este așa. Suntem o colecție de celule. Fiecare dintre voi este un multicelular organism. Și mai mult decât atâta, pe noi și mai ales în noi, sunt între 5 și 8 ori mai multe celule străine decât ale noastre. În mare parte, microbi, bacterii, virus. Noi suntem un fel de autobuz pentru alte celule străine. Și culmea este că nu doar le purtăm așa, ci fără o parte dintre ele nu am putea trăi, nu am putea digera, nu avea imunitate, care se întâmplă datorită bacteriilor din intestinul nostru. Și nu numai, de prin mucoase și așa mai departe. Da? Deci, practic, noi nu am fi oameni dacă nu am fi plini de anumite bacterii cu care trăim în simbioză. Noi suntem o sumă imensă de organisme simbiotice care trăiesc în echilibru sau nu între ele în cadrul unei organism mare. Și depindem de acele organisme, adică cam vreo 40 de gene din creier care se ocupă de anxietate, stres și mișcare sunt reglate de bacterii din intestin. De-aia și apar modificări pe stres, anxietate, în funcție de probioticele pe care le mănânci și care hrănesc bacteriile din intestinul tău. Și de-aia se recomandă pentru depresie diverse tipuri de tratamente de astea pe bază de mâncare, care este eubiotică și probiotică. Pentru că, practic, trăim permanent în relație cu ceilalți din noi. Pentru tulburări cum ar fi depresia, sunt transmisători afectați, cum e serotonina, de exemplu, care e legată cu Prozac. Să zic că 95% din această serotonină se produce nu în creier, ci în intestin. Ăla e principalul vostru rezervor de serotonină. Și care se strică dacă, cumva, ăsta este stricat. De-aia, mereu spun chestia asta. Creierul nu poate exista și noi ca entitate de care ți-a default nu putem exista într-un lighean, într-un borcan, prezervat undeva pentru, nu știu, viitor. Pentru că rolul creierului nu este de a face poezii și ecuații, e de a controla întregul organism și e permanent în legătură cu diverse sisteme, cu imunitar, cu cardiovascular, cu digestiv și așa mai departe. Da? Deci el coordonează funcțiile acestea, cum o să vedem pe finalul prezentării, și reglează funcțiile astea, inclusiv imunitatea. Ăsta e rolul oricărui creier, repet, nu a face poezii și ecuații. Asta e o chestie ulterioară, o furicică adăugată. Un val mare de invadări cu acești virus, retrovirus, a petrecut chiar înainte ca să apară Homo sapiens și Homo neandertal, care o parte a timpului, nu știu dacă știți, au coexistat. După care ăștia au dispărut că i-au chilărit ăștia alții. Parțial au dispărut pentru că s-au făcut și copii împreună și cam o parte dintre voi aveți un procent de gene neandertal în genele voastre. Eu și o șmecherie acum în state să dai la o companie să identifice cât procent de neandertal ai în tine. Da? Se pare că diferă în funcție de zona în care trăiești.
Ei au trăit în special în partea de sud a Europei, din Spania până prin Orientul Mijlociu. Dar chestia că înainte ca să apară ăștia ca specie superioare altor variante de homide anterioare, a fost un val important de invadări cu retroviruși, care foarte probabil au făcut saltul de la o specie de homid primitiv la una superioară, cum ar sunt ăștia doi. Și important e că ăștia nu sunt niște tâmpiți de care dau cu bâta, cum apare iară în cultura noastră. Deci era o specie foarte rezistentă la frig, adevărat, și foarte puternici, foarte robuști, dar aveau gândire simbolică. Făceau bijuterii, pictau. Deci aveau limbaj. Deci doar că difereau fizic de omul Homo sapiens. Da? Ei, de aceea nu toate maimuțele au ajuns și vor ajunge oameni. Pentru că în funcție de ce val de retrovirus a ajuns în tine, el te-a făcut să evoluezi în o anumită direcție sau nu. Și maimuțele actuale nu sunt identice cu ce au fost acum câteva milioane de ani. Dar nu au evoluat pe direcția de om, ci într-o altă direcție. Se știe ori actuală că, practic, sistemul nervos uman și cel imunitar, în cea mai mare măsură, sunt impactate în dezvoltare de acești retroviruși. Și o să vedem, la un moment dat, jumate, aproximativ jumate, între 4-5% din genele umane sunt producția acestor retroviruși. Deci suntem construiți în bună măsură de virus. Și noi și toate speciile de alminteri. Repet. Deci dacă pare șocant că suntem similari în proporție de 99% cu cimpanzei, păi gândiți-vă că sunt jumate virus. Deci asta e mult mai șocant decât că ești similar cu cimpanzeul. În afară de retrovirus avem multe elemente mobile. Ăstea. Care apăreau aici. Astea mult. Care se cheamă retrotransposoni. De ce se cheamă retrotransposoni? Că fac o șmecherie ca și virusii. Adică au capacitatea, deși trăiesc prin celulă, să se întoarcă în nucleu printre gene și se ascund acolo. Se mai și cheamă între ei jumping genes. Adică ei sar printre gene într-un loc în altul și duc la mutații ale genelor respective. Dar sunt elemente mobile ale ADN-ului. Ele tot colcăie prin celulă, ies afară, se duc în nucleul celulei ADN, se mută într-o parte alta a ADN-ului, da? Deci permanent sunt acolo într-o mișcare prin ADN. Și ăștia sunt mai multe grupuri. Unele se cheamă letere, altele non-letere. Și dintre cele non-letere sunt astea, LINES, ALU și SVA. Ăștia sunt bucăți sparte de virus, elemente mobile din ADN, care ălea ne definesc pe noi că suntem altceva decât cimpanzei. Din punct de vedere a genelor care produc proteine, ăla 2%, noi nu diferim aproape deloc de cimpanzei. În schimb, din punct de vedere a ăstola, diferim dramatic față de cimpanzei. Ăstea alu există doar la noi și la maimuțe, la cimpanzei. Șobolanii nu au așa ceva. Dar, de exemplu, cimpanzei au 6-700 de mii de elemente de astea mobile ALU. Oamenii au 1,1 milioane. Da? Deci au mult mai multe elemente de astea decât au un cimpanzeu. Noi aici diferim, nu pe genele clasice. Acolo suntem similari 90% cu cimpanzeu. Pe astea mobile e o diferență foarte mare. Și un organism e cu atât mai evoluat și mai performant, cu cât e mai umflată bucata asta de ADN necodant în ADN-ul lui. Adică bucăți de virus, sparte. Și aici sunt toate procente, cât la sută din genomul nostru e plin cu de-astea. 21% din genele voastre sunt elemente lines, de-astea, line, care sunt bucăți de virus. 21%. Da? Și cam 100 de tipuri de asemenea lines încă sunt în voi și funcționează. Bine, mersi. Da? Multe nu mai funcționează, unele încă funcționează și o să vedem cam ce fac și unde fac. E chestia că aceste elemente mobile, fie că sunt retrovirus de-a dreptul sau bucăți numite retrotransposoni, elemente mobile ale ADN-ului, practic sunt ăia care răspund de evoluție a tuturor speciilor. De la musculițe și, nu știu, viermi și până la oameni. Deci,
se cunosc la ora actuală, v-am spus, mai multe tipuri de valuri, de bombardamente cu asemenea virus care au ajuns în noi, s-au salvat în noi, au fost sparți în bucăți și bucățile au rămas în ADN-ul nostru cu un rol de a duce la perfecționarea ADN-ului acelei specii. Este mai sofisticați cu mintea pentru că aceste elemente de virus ne-au construit altfel și automat creierul altfel. Da? În bună măsură, creierul ăsta performant uman este rezultatul acestor infecții cu virus sparți ulterior și transformați în elemente care produc mutații în ADN, în gene. Noi, practic, în genul ăsta am coevoluat cu virusii. Și când se pornesc aceste elemente de virus? Când apar schimbări în mediu. Când se schimbă brusc clima, când devine foarte cald, constant, sau foarte frig, constant. Când e mai puțin soare decât trebuie. Când e mai multă mâncare, mai puțină mâncare. Sau când vă stresează cineva cronic multă vreme. Indiferent că e vorba de un stres cognitiv sau un stres alimentar sau termic și mai departe, se pornesc acești virus din noi cu scopul de ce? Și creează mutații. Cu scopul de ce? De a găsi soluția la schimbarea respectivă. Adică, doamne, e clar că ce știm noi, ce avem noi ca și în repertoriu în pungă, nu se potrivește cu ce e mai nou în jurul nostru. Ori dispărem, ori ne inventăm cumva. Da, reinventatul se face prin ăștia, care automat nu sunt perfecți. Adică mutațiile lor poate să ducă la chestii care chiar fac bine sau poate să ducă la cancer. Că de-aia faci mai ușor cancer pe fond de stres cronic. Pentru că s-au prins că ceva nu e în regulă cu mediul din jurul tău și cu felul în care tu te potrivești la mediul respectiv, trebuie să reinventezi. Chestia care inventează e un experiment. E un laborator permanent, adică poate să iasă, poate să nu iasă. De cele mai multe ori le iese, că de-aia n-am murit cu toții de cancer până acum. Da? Și mai e o chestie importantă. Tot timpul când noi explorăm medii noi sau învățăm lucruri noi, se pornește mașinăria asta. ADN-ul vostru se desface de fiecare dată în fiecare celor din creier când voi învățați o chestie nouă. Numai că are și capacitatea de a se repara cu vârsta sau până o vârstă. După 40 de ani, genele care repară ADN-ul deschis de ăstea nu mai merg cum trebuie. Și de aia se acumulează mutații. Da? Deci nu se doar mutații de la bunicul luate și de la strănepotul, de străbunicul nu știu care. Nu, toată viața voastră acumulează mutații. Prin aceste mecanisme. Chestia că ele la generație se repară, cu vârsta nu se mai repară. De ce? Pentru că voi sunteți expirați. Nu mai sunteți la 40 de ani în termen de garanție. Că trebuia să fiți până la 33, 35. Deci genele alea sunt bune, dar până pe la 30 ceva. După care ele nu mai sunt în garanție. Și de-aia e important ce? Să nu faceți naibii copii după 40. Nu că nu vă iese, că mai nou se poate să iasă. Dar cu risc foarte mare de a suferi multe mutații de astea care au intrat în ei, pentru că au scăpat nereparate. Ăsta e principalul. Și ajung la autism și alte boli de astea nasoale, datorită mutațiilor acumulate în timpul vieții voastre și nereparate datorită vârstei. Ați înțeles? E trist, dar așa este. Da? Uite, studii făcute la un important institut din state și de către alții confirmate, 50% din ADN-ul nostru este produs de aceste elemente virale. Da? Deci sunteți oricum o parte virus, o altă parte bucăți de virus și oricum restul de multe gene sunt prelucrate, modificate de aceste rămășițe de virus. Și la voi, și la cățelul vostru, și la peștișorul de acvariu, și la găină, și la păsărică. La toate e așa. Că astea suntem. E o lume în care virusii, care oricum sunt cei mai mulți pe pământul ăsta, împreună cu bacteriile, reglează viața. Și generează diversitate în mai multe forme de viață. Și adaptează viața la schimbările din mediul de jurul nostru. Și o fac bine, ca dovadă că n-am dispărut încă. Nici noi, nici păsăricile, nici alte. Dacă au dispărut, tot din cauza noastră, că noi le-am omorât și le-am mâncat. Dar și aia e chestia, că de-aia nu este sensul vieții, nu este sensul porumbelului, a cimpanzeului și a pisicii să ajungă oameni. Da? Nu. Viața a evoluat pe mai multe linii.
care toate au sensul lor, dar sunt foarte bine adaptate pe nișa respectivă. El nu vor ajunge oameni niciodată. Eventual vor fi o specie mai bună pe nișa respectivă. Nu este o specie foarte performantă, să știți. Deci dacă n-ar fi medicamente, am pune-o rău de tot. Da? Deci ăștia sunt mult mai fit în mediul lor decât suntem noi. Ia trăiți voi afară iarna, fără haine pe voi. Deci ele sunt mult mai adaptate, dar sunt în range-ul lor de viață, da? Și pe o limită de viață care e calculată că a trebuit să fie. Noi am depășit prin ce am dezvoltat această range de viață, dar nu avem încă mecanismele ca să ne reparăm, ca să trăim bine suficient de mult. Noi trăim mult, dar cea mai mare parte din viață trăim prost. Adică trăim stricați, uzați, fără capacitatea de a ne dezvolta. Deci avem un zoc epuizat. Da. Și nu am găsit cum să facem update la chestia aia, decât în măsură mai mică. E bine să învățăm sau să nu învățăm? E bine să, o să vedeți, să faceți diverse chestii și cu corpul și cu mintea ca să reparați cât de cât ceva. Că sunt mecanisme de reparare ADN-ului din creier, se pare, care sunt pornite de anumite tipuri de activități. Ce fac aceste elemente lines, de exemplu, care le-au studiat și ăștia dinainte? Se numite jumping genes, adică gene săritoare, care sare într-o parte în alta. Ele sunt răspunzătoare de a crea diversitate genetică. De-aia dacă ai gemeni univiterini, aceeași membrană, aceeași plancetă, ei nu se nasc identici la creier, cel puțin. Pentru că imediat după naștere, aceste elemente lines produc mutații în genele din anumite părți ale creierului, în special în hipocamp și în partea frontală. Vedem aici, da? Și brusc, digel este într-un fel cu neuronii și alinuța e în alt fel cu neuronii în zonele astea. Da? Și se creează permanent mutații și variante de neuroni puțin diferiți, ca să, că nu se știe ce vei întâlni în viață și care variantă va fi mai de succes. Și permanent, cum o să vedem, în corpul nostru, în special în imunitar și în creierul nostru, apar acele diversități ca să se pregătească pentru lucruri mai diverse din viață. Asta e un studiu făcut relativ mai recent, care poate să vadă într-un creier de om unde sunt cele mai multe active lines de astea, bucăți de virus. Și au găsit în special în emisfera stângă, da? Unde scrie aici? În special în emisfera stângă, mai mult decât în cea dreaptă. Și în bună măsură în zona asta, din frontal, se cheamă girusul frontal mijlociu, aici sunt multe, tot în emisfera stângă. Zona asta este un fel de hub care conectează acele trei rețele de care vorbeam la început, adică default-ul cu aia dorsală și cu aia ventrală. Și cu cât vorbesc ele mai bine între noi, între ele, noi suntem mai buni în ce facem de zi cu zi, mai echilibrați și mai creativi, să știți. O studie iar recent arată că creativitatea arată e dată de conexiunile sau tăria conexiunii între cele trei rețele de care vorbeam. Aia default cu dorsală și cu aia ventrală. Aia care au conexiunile dintre ele, în special prin acest girus, mai bune, sunt oameni mai creativi. Adică ce mai creativ? Adică poți găsi soluții noi la diverse aspecte. Adică e un creier mai performant. Da? Chestia că performanța asta e dată inclusiv de ce? De asemenea, elemente de diversitate somatică sau celulară sau genetică care apar ca urmare activității acestor bucăți de foști viruși. Deci puteți fi mai creativi și mai performanți ca și creier dacă se manifestă în anumite părți ale creierului aceste elemente moștenite de la virus care creează diversitate genetică în neuronii din creier. Poate să creeze și cancer. Dar procentul este mai mic. De cele mai multe ori, devii mai bun. În cazul mai puține, mori. Asta e o carte care mi-a schimbat mie foarte mult percepția privind ce suntem și ce e de fapt creierul uman. Așa cum am spus și altora, pe mine psihologia nu m-a ajutat și nici neuroștiință nu m-a ajutat ca să înțeleg ce e în creierul uman. Doar un să cauți eventual, dar nu mecanisme. Asta e o carte a unui specialist din state, biliarial. Ăsta a lucrat ca și biochimist inițial, e specialist în virusologie și imunologie
și a lucrat în laboratorul unui tip care a luat premiul Nobel. Deci a fost colaborator cu tipul respectiv. El ne luând premiul Nobel, a luat șeful lui premiul Nobel. Dar a trăit printre oameni cu premiul Nobel. Și a venit prin anii 2000 și ceva, sau din 2009 a apărut și alte cărți, prin 2012 și ulterior altele, care propun o chestie interesantă, și anume că, de fapt, la originea identității de grup a tuturor speciilor stau virusii. Și mai exact cum? O să vedem. Pe apărind acest lucru, un modul de adicție, care e o chestie care se studiază în biologie de prin anii 80, în special la bacterii. Știți că bacteriile sunt protoate de virus. Virus specific pentru bacterii. Așa ne și îmbolnăvim noi printre altele. Pentru că virusii nu pot trăi singuri. Ei sunt mustai simbiotici sau mor. Dar pot trăi în bacterii și noi îi luăm prin intermediul bacteriilor. De aia când ne și îmbolnăvim de diverse chestii, luăm bacteria de pe o clanță și bacteria aia trebuie să avem ghinionul să fie virusată cu ceva virus, care și pe noi ne îmbolnăvește. Da? Ei, ce e modul de adicție? S-a observat că, de fapt, când virusii ăștia colonizează o celulă, de exemplu o bacterie, se întâmplă ceva. O fac dependentă de el, de virusul. Deci, dacă acea bacterie pierde, virusul moare, iar virusul cât stă în ea, o apără, sau mă rog, se apără pe el de invadarea și înlocuirea de alt virus. Deci asta este curtea mea, acum e a mea, a pus stăpânire pe ea, nimeni nu mai intră aici și dacă eu plec, asta dispare. Da? Deci o chestie așa foarte dramatică. De oricum, aia se întâmplă în tot ce înseamnă virusare cu asemenea virus, în special retrovirus. Da? Adică devii dependent de acel virus și el îți conferă un fel de imunitate față de alte colonizări cu virus care seamănă cu el, apărându-se pe el. Da? La noi, ce numim cultură, este rezultatul acestei evoluții a modulelor de adicție pe bază virală. Asta este. Doar că la noi nu se face fiind invadați neapărat de alte celule străine, ci de informația care ajunge la noi în creier. Informația respectivă este fixată prin mecanisme de tip viral, pentru că ălea sunt acolo, și odată ajunsă în noi, ne colonizează, fiind apărată de mecanismele virale. Și noi devenim dependenți de informația care a intrat în celulele noastre, indiferent că este neuron sau altele din corp, să știți, și tine să conservăm acea informație apărând-o de a fi înlocuită de alte informații care se asemănă cu ea. Se cheamă imunitate cognitivă. Și orice fel de chestie care vine să o înlocuiască sau să o atace, dezvoltă agresiune față de acel element. La fel cum dezvoltă o bacterie față de alți viruși decât cel care a colonizat-o. O să vedeți cum se întâmplă chestia asta. În partea a patra. Deci gândiți-vă că noi, convingerile umane, obiceiurile, rutinele, atașamentele, toate aceste lucruri sunt de fapt niște module de adicție. Pe formatul de modul de adicție care a fost instaurat cu milioane de ani în urmă de către virus în bacteriile și alte celule pe care le colonizau. Chestia că noi fiind construiți de mecanismele astea virale, ei își pun punctul de vedere în toate părțile capului care se ocupă cu a procesa mediul din jur și a-l asimila. Chestia că se formează module de adicție cognitive până la o anumită vârstă și alea conferă imunitate față de tot ce nu seamănă cu ele și dependență de ele. Noi devenim dependenți de rutinele noastre, atașamentele noastre, convingerile noastre și orice alte chestii care le consumăm, cum o să vedem la un moment dat. Ne trebuie multă chestia aia, dacă nu avem, ne îmbolnăvim, putem chiar să murim. Da? Și ne protejăm de orice chestie care ar putea să înlocuiască pe asta. Da? Asta v-a cunoscut, da, ca și la cei care erau pe aceeași generație cu Pink Floyd-ul de care l-am pus la început, da, în X-Files. Știți că există X-Files și acum. E seria 10, mi se pare, acum,
A fost în perioada asta, ianuarie, februarie, nu, da, ianuarie, februarie, martie a fost. Știe cineva? Nu știe nimeni, bineînțeles. Deci, a fost și acum 2 ani, o altă serie. O știți și pe aia? Nu, vedeți? Dar de X-Factor nu știe. Păi e de atunci, că eram eu copil. Deci, nu, ea există și acum, dar nici dracu nu să mă uită la chestia asta, pentru că acum avem altele. Da? Astea niște studii, eu să chiar mereu dau exemplu, niște oameni deștepți, a spus, să hai să vedem ce în capul omului când el își afirmă convingerile, indiferent din ce domeniu sunt alea. Din matematică, din geografie, chestii de limbaj, de semantică, da? Facts, adică chestii care s-au întâmplat, da? Factuale, autobiografice sau religioase. Deci când sunt lucruri care se potrivesc cu ce știe el, sau că nu se potrivesc cu ce știe el, omul, ca și convingere. Și-a observat că în creier sunt zone diametral opuse care răspund la când se potrivește o aserțiune cu convingerea mea, indiferent de care este el, în ce domeniu, sau că nu se potrivește. Asta e când se potrivește, asta e când nu se potrivește. Da? Asta de unde vă e cunoscută bucata asta de aici? Rețeaua default. E partea frontală a rețeaua default. Da? Deci ți se pornește rețeaua asta default când ceva se potrivește cu ce știi tu și mai ales ești convins de lucrul respectiv. Da? Și o parte opusă a capului de aici, care se ocupă de ce? De apărare, defensă, frică, anxietate, se pornește când nu se potrivește cu de asta cu ce știi tu. Adică cu ce știi rețeaua, cu alte cuvinte. Da? Și te apără, la fel cum te apără de un câine, chestia asta. În plus, aș spune că bucata asta de aici, să știți, se cheamă ventromedian prefrontal sau orbitor frontal median, se activează pe orice fel de chestie care îți place. Nu doar pe astea, să știți. Sunt o groază de studii care arată că se pornesc când tu mănânci chestii care îți plac sau alegi tu meniul lucrurile care îți plac. Pe chestii de umor, pe chestii de muzică, pe chestii de sex, pe chestii de droguri, pe chestii de iubit, dragoste față de copil și față de partener romantic, pe atingeri plăcute, pe orgasm, pe tot felul, pe orice fel de lucru care ne place. Numai când ne amintim sau când ne imaginăm în viitor ceva plăcut că se va întâmpla. Ne gândim că vom pleca, nu știu, un concediu, nu știu, în cerință exotică, când ți-auși aminte chestia asta sau îți imaginezi chestia asta, iar se pune și treaba asta. De la mâncare și până la umor, religie și matematică, orice fel de chestie care îți place și în care crezi, activează aceeași zonă, parte a rețelei default. Da? Care a spus că oricum se ocupă de ce? Atitudini, preferințe, valori, judecăți despre alții. Da. Convingeri politice. A vrut să vadă ce se schimbă în capul omului când cineva își schimbă o convingere politică ca urmare a unor informații primite. Dacă se schimbă asta ca activitate, se schimbă convingerea. Dacă nu se schimbă asta ca activitate, nu se schimbă convingerea. Da? Deci ca să schimbe o convingere în cazul ăsta politic, trebuie să aibă loc o modificare în rețeaua ta default. Dacă nu are loc acea modificare și rămâne doar chestia asta de aici, nu te schimbi. Chestia e că ca să-ți schimbi un lucru în care crezi foarte mult, trebuie ca bucata aia de default din frunte încă să fie capabilă de schimbare. Dacă nu e capabilă, nu te schimba convingerea și mor cu ea. Păi și cum e capabilă, nu ești capabilă de schimbare? Ajungem la chestia. Nu te cred. La fel pentru decizii perceptive. Adică sunt, de exemplu, un rând de stimuli și mi se pare că, nu știu, unul este mai scurt decât celălalt și celălalt mai lungi. Și ca, dacă pot să-mi schimb convingerea prin ce văd eu cu ochii mei, iară, e vorba de zona asta, care se schimbă împreună cu partea posterioară ei. Deci de la politică până la chestii vizuale. Iară, presupun schimbări în rețeaua default. Asta e o carte care am scos-o prin 2013 și care arăta tocmai lucrurile astea.
cum de fapt convingerile noastre sunt construite și menținute și apărute și apărate, pardon, pe mecanisme virale. Și de fapt noi nu suntem decât niște reprezentări la nivel mare, mare de tot, în multe, 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 multe celule, a unor mecanisme de bază virale care au invadat celulele cu milioane de ani în urmă. Și așa cum își protejează identitatea în fiecare acea celulă și se trăim mai departe prin genele acelei organism, noi ne protejăm identitatea culturală. Că noi când, nu știu, învățăm că există Iisus Hristos sau că ținem cu steaua sau cu dinamo sau că ne place cu tare muzică, nu intră virus în noi. E o chestie de informație care intră în noi. Dar la noi, la ființele superioare, nu la bacterii, e suficient ca informația asta să intre în noi, că ea capătă același regim ca și un virus intrat. Da? Și dacă se potrivește cu ce avem noi deja aici, intră mai departe și crește acea celulă, dacă nu se potrivește, e respinsă și fugim de ea. Și dacă dă buzna cu totul, virusul rezident închide lumina și pleacă. Și moare celula respectivă. Da? Se cheamă moarte programată. Deci te apără cât se apără, cât mai poate apăra, închide ușa și pleacă. Iese pe Amazon, dar e scumpă. Că ăștia sunt niște nemți care au scos-o, au pus ca prețul de capul lor. Noi n-am primit niciun bani de chestia asta, deci m-aș fi certat cu ei. Au pus un preț incorrect, din punctul meu de vedere nu s-a putut discuta cu ei. Oricum, carte există, deci nu. Și acum, deja la penultimul capitol. Nervos și imunitar formează mintea. Da? Deci ăsta și cu ăla, ăsta fiind un neuron, aia fiind o limfocită, de fapt formează ce numim noi minte umană. Apare la un moment dat aici ce? Că noi declanșăm reacții de agresiune față de tot ce e non-selful nostru, similar cu ce se întâmplă în sistemul nostru imunitar. Așa cum te protejează sistemul imunitar de diverse microbi, bacterii care intră în tine, conform cu specificația ce știe el că trebuie să intre, da? La fel ne apărăm noi cognitiv de elemente care nu seamănă cu ce avem stocat aici, în special după o anumită vârstă. Cum ne apărăm? Păi uite așa. În primul și în primul rând că nu avem sistem imunitar, avem două. Unul se cheamă născut și altul se cheamă dobândit sau adaptativ. Cel născut, practic, așa cum și numele e în tine oricum, e setat genetic, e destul de bun, dar e, cum să spun, e ca un trabant comparativ cu un Ferrari sau ceva de ăsta. Adică își face treaba, te duce la Ploiești, dar un număr mic de oameni, cu viteză mai mică, cu... Deci el, în principiu, nu face față la o gamă foarte mare de invadatori. Ci una care se cam știe că e frecventă pentru specia noastră, chestie care spune foarte repede. Adică dacă e ceva care nu este foarte spectaculos și diferit, răspunde singur la chestia asta. Când își dă seama că nu poate răspunde singur, e depășit de chestia aia, se activează foarte puternic și activează la rândul al doilea sistem imunitar. Căruia trebuie câteva zile ca să pornească și facă treaba cum trebuie, numit cel dobândit sau adaptativ. Ăsta nu ne naștem cu el. El se formează începând de la naștere. Practic, de când ieși din mama, ești expus la diverse bacterii în mucoasele părintelui, pe pielea lui, la sfârcuri și așa mai departe, sau în general în laptele pe care îl bei, sau în mediul în care trăiești. Și aceste bacterii colonizează fătul la nivel de mucoasă și ulterior la nivel de intestin și formează imunitatea fătului respectiv, dar reglându-și și digestia. Rolul acestui sistem imunitar adaptativ este să pregătească organismul pentru ce s-ar putea întâmpla în viitor, cum o să vedem, într-o manieră foarte similară cu a creierului. Și mecanismul prin care moleculele din imunitar adaptativ practic se pregătesc să răspundă la posibili invadatori, seamănă cu felul în care creierul se pregătește ca să răspundă la posibili invadatori. Ca informație cel puțin. Acest sistem imunitar adaptativ a apărut foarte de mult. Acum vreo 400 ceva de milioane de ani, la primele specii de pește cu oasă, cu asta, cu falcă.
Inițial peștii nu aveau falcă. Și l-au prăt o mutație care unii au făcut fălci osoase. Automat, ăia puteau să mănânce și altceva decât ai alții. Chiste că nu puteau digera. Și s-au prins că, domne, ca să putem noi supraviețui performant cu fălci, trebuie să dezvoltăm alt sistem digestiv și imunitar ca să răspundem la chestia asta. Digestiv, ca să digerăm mâncarea asta nouă, pentru asta avem nevoie de niște bacterii. Dar acele bacterii trebuie ținute într-un spațiu anume, adică tubul digestiv, că dacă iese de acolo, ne omoară. Deci, unul la mână, folosim simbioți, adică bacterii, ca să digerăm mâncarea asta nouă și inventăm un sistem imunitar nou ca să ocupe de astea. Ține să de acolo. E greu de spus, n-a fost nimeni de acolo, dar oricum se știe că treaba asta există și conform genelor observate la toate speciile, cam așa s-a întâmplat. Practic, cum s-a întâmplat această inventare unui sistem nou imunitar? Prin două tipuri de gene luate de la bacterii, numită RAG1 și RAG2. Și asta s-a adăugat la niște gene existente deja în sistemul imunitar, numite imunoglobuline. Chestia că aceste bacterii dau ce se cheamă o diversitate genetică, adică creează ad hoc diversitate genetică în sistemul imunitar. Și ele ajută, practic, acest adaptativ ca să, ce? Să se dezvolte permanent. Ele creează mereu mutații și se inventează noi tipuri de receptori pentru limfocite. Și când ești invadat de ceva virus sau, mă rog, ceva mizerii, acele limfocite care se pot potrivi ca receptor pe mizeria respectivă, se pot bate cu mizeria respectivă. Și dacă s-a putut cu succes, rețeta acelui receptor se dă save la ea și data viitoare apare o foarte rapidă mobilizare cu acel gen de limfocite, cu acel gen de receptor, ca să lupți cu acel invadator. Așa se formează memoria imunitară dobândită. Așa se formează de la făt și până ulterior când faci vaccinuri sau te îmbolnăvești cu diverse chestii. Organismul reține cum s-a bătut cu chestia respectivă și data viitoare îi dă drumul mai departe. Mai eficient. Da? Chestia e că acest proces de a crea just in case receptori care se bată cu diverse chestii externe e produs de aceste gene RAG1 și RAG2 printr-un proces care se cheamă recombinare de tip VDG. De ce am pus cu roșu? Ca să țineți minte un termen foarte tehnic, pentru că îl vom regăsi slide-ul următoare și să rămână în minte chestia asta cu VDG. Pentru că acest proces de recombinare VDG, dirijat de enzimele produse de RAG1 și RAG2, este esențial în sistemul nostru imunitar adaptativ, dar nu numai. O să vedem că și creierul folosește același sistem. Sunt multe studii într-o disciplină relativ nouă, care se cheamă psihoneuroimunologie, și care inițial a fost luată în neserios, făceau bancuri pe seama lui, e un fel de yoga, e o prostie, treaba asta. Cum tu răspunzi psihic la chestii imunitare și cu imunitarul răspunde la chestii psihice. Doamne, sunt niște corelații numai întâmplătoare, nu sunt chestii serioase, terminați cu toată treaba asta așa șamanică. Chestia că în ultimii 10-15 ani s-au sus foarte multe dovezi care arată că unul la mână, creierul nu este un organism izolat de imunitar, cum se credea, ci are canale directe de comunicare prin sânge și limfă cu periferia organismului și elemente imunitare din periferie, din mână, ajung în creier și invers. Și răspunsul imunitar e mirroring, adică e reflectat. Ce este inflamator în organism ajunge neuroinflamație în creier. Și ce apare pe fond de stres, neuroinflamație, le poți regăsi în organism ca și inflamație periferică. Da? Deci nu e nimic, cum să spun, șamanic în treaba asta. Să știu canalele exact, sistemele, moleculele, genele. Da? Și sunt foarte importante, pentru că în felul să vedem, ne putem controla într-o oarecare măsură imunitatea. Deci, ora actuală se știe că sistemul nervos și cel imunitar, în special adaptativ, împărtășesc foarte multe mecanisme genetice, moleculare, până la nivel de celule. Și în special
când e vorba de memorare, de învățare. Adică acele sisteme pe care le folosește imunitarul ăsta adaptativ, le folosește creierul uman pentru a învăța. Nu trebuie să vă surprinde treaba asta sau să spuneți că este o chestie localizată. Nu, pentru că de fapt funcția creierului uman e una singură, să știți. E de a învăța și a reînvăța. Nu e ca în cadrul psihologiei, că avem atenție, percepție, nu, alea sunt etichete filozofice. Creierul face un singur lucru, ne adaptează la mediu prin învățare și reînvățare, permanentă, dar nu neapărat performantă. Toate aspectele astea, așa, subiective, introspective, numite atenție, emoții și așa mai departe, sunt niște manifestări ale procesului de învățare, reînvățare. De-aia nu e surprinzător că, practic, exact pe sisteme implicate în învățare s-au găsit aceste mecanisme imunitare și de origine virală. Da? Inclusiv, această recombinare VDJ de către genele RAG1 și RAG, în special RAG1, implicate în consolidarea informației în memoria de lungă durată în hipocamp, adică o parte a capului care se ocupă de a învăța lucruri noi. Acest proces există în creierul uman și se ocupă cu a consolida amintiri, în special chestii care țin de context, adică mai sofisticate. Aia înseamnă că inclusiv ce? Chestiile episodice, autobiografice, care țin de un context anume, sunt fixate, consolidate în creierul uman prin mecanisme de tip imunitar cu origine virală. Mai mult, grosimea neocortexului este controlat de molecule imunitare. Deci, practic, efectiv, arhitectura creierului este controlată de molecule imunitare. Nu este o relație cumva între creier și imunitar. Nu, sunt de fapt aspecte diferite a aceluiași lucru, de fapt, să știți. Și, practic, moleculele care, în mod normal, clasic, sunt implicate în imunitar, cum ar fi numite citochine, unele sunt pro-inflamatoare, alte anti-inflamatoare, se regăsesc acționând în creier. Iar în procese de învățare, memorie pe termen lung, schimbare prin sinapse, da? Și apariție de noi neuroni. Toate astea sunt reglate de mecanisme imunitare. O să vedem cum sunt reglate mai concret aceste mecanisme imunitare. Imunitare care sunt unele rezidente în creier, altele vin din periferia creierului către creier, da? Dar minte celule gliale, știți? Noi avem o civilizație a neuronilor, așa, o dogma neuronilor, adică studiem numai neuroni. Nu e așa, știți că neuronii sunt minoritari în creier. Cele mai multe sunt celule gliale în creier. Și ele au nu rolul de structură și hrănire a neuronilor. Inclusiv, ei nu pot face neuronii sinapse, nu pot învăța fără aport de celule gliale și joacă inclusiv un rol de sistem imunitar al creierului, care protejează creierul de infecții și alte chestii. Da? Deci sunt foarte importante și, practic, sistemul imunitar al creierului este de celule gliale. Mai concret, sunt studii care arată că, de exemplu, când tu ești respins de o persoană importantă, primești un feedback negativ, ai o relație critică cu cineva, timp îndelungat, se pornesc zonele astea din creier cu roșu, similar cu atunci când te doare ceva, fizic, când ești amenințat fizic de ceva. Și se pornesc automat molecule inflamatoare în organism, ca atunci când te-a atacat ceva fizic. Și oamenii care sunt mai sensibili la respingere socială sau au fost permanent criticați, au un nivel mai ridicat de inflamație în organism, nefiind bolnav de ceva. Prin acest mecanism de declanșare de imunitate inflamatorie pe fond social. În schimb, când ești printre oamenii care au fi de plăcut, pozitiv, te simți bine cu ei, te simți relaxat, iar o zonă opusă a creierului, asta de aici de jos cu albastru, care se activează și duce la răspunsuri anti-inflamatoare. Asta duce la inflamație, asta controlează inflamația. Da? Asta mobilizează sistemul nervos simpatic, duce adrenalină, cortizol și automat chestii inflamatorii. Asta calmează chestiile inflamatorii. Unde e zona asta? Cu albastru. Parte din ce? Default. Pe sau default.
Da? Noi judecăm oamenii din jur în funcție de cât de familiar ne sunt nouă. Ăia care nu ne sunt nouă familiari, îi judecăm prin asta. Care declanșează vigilență, dar și apărare și inflamație automată. Oamenii care ne sunt familiari nouă, când ne gândim la ei și îi judecăm, folosim aceeași parte din cap prin care ne introspectăm pe noi înșine. Asta de aici, care este parte din rezerva default mode. Adică ne gândim la oamenii cunoscuți nouă ca și cum ne-am gândit la noi. Da? Deci că sunt parte deja din structurile pe care noi le cunoaștem, sociale în cazul nostru. Și prin partea socială a rezervei default facem judecăți privind oamenii familiari. Da? Bineînțeles că rezerva default și conexiunile din cadrul ei reflectă inclusiv inflamația la nivel periferic. Și anume, în special, uitați, părți care țin de rețeaua default, de aici, sunt conectate cu nivelul de inflamație, cu asta de o chestie cheamă IL-6, interleuchine 6. Asta e o moleculă inflamatorie sau proinflamatorie. Cu cât asta ți-e mai mare în organism, rețeaua default va răspunde la acea inflamație din organism. Și poate fi afectată de inflamația din organism care este periferică. Da? Și conexiunile din cadrul rețelei default sunt permanent alterate de inflamațiile din organismul nostru. Automat, orice fel de funcție a rețelei default impactează sistemul imunitar. Dacă oamenii se puși să-și aducă aminte chestii plăcute din viață, dar vechi, prin mirosuri nostalgice din viața lor, apar activări pe rețeaua default, asta de aici, și posterioară și anterioară, și cu cât activarea este mai mare, scade concentrația de, apare aici, tumor necrosis factor, alfa ăsta, care e o chestie inflamatorie. Da? Deci, practic, îți reduci răspunsul inflamator din organism dacă îți amintești lucruri plăcute din viața ta, special depărtate, nostalgice. Da? Deci, practic, activare în rețeaua default controlează răspunsul inflamator, scăzând inflamația în organism. Ca să sumarizăm, zona asta dorsală a capului, care nu e parte din default propriu zis, dacă declanșează inflamația în organism și activează sistemele de luptă, se pornesc în acest gen de situații, conform studiilor. Da? Când te simți că nu e stăpân pe viața ta, da? Nu poți trece peste provocări din viață. Nu te vezi în stare să implementezi schimbări, ești cu mâinile legate. Da? Îți pierzi statutul personal. Critica, feedback-ul permanent, incertitudine prelungită, lipsă de autonomie, prea multe deadline-uri, prea multe decizii. Deci la nivel de social, profesional, general, în general, toate astea duc la inflamație în organism. Și afectează conexiunile din rețeaua default. Prin oglindă, astea îi fac bine rețele default și duc la anti-inflamație. Da? Când crezi că ai o misiune în viață, ai un scop în viață, îți arată că cu cât ai chestia asta mai dezvoltată, treci mai mult și te bolnăvești mai rar. Inclusiv tratamentul pe cancer prinde mai bine dacă ești genul ăsta de om. Pentru că asta arată o foarte puternică rețea default în zona ventrală. Ai obiective clare în viață, știi ce ai de făcut. Da? În primul rând faci chestii pentru că îți plac, nu doar pentru că trebuie să le faci. Da? Adică te regăsești în ce faci. Cine se regăsește? Păi default tot se regăsește în ceea ce faci. Da? Ești satisfăcut de ce îți ies lucrurile pentru că ai agency. Ai sentiment de agency în default. Dacă spune, domne, înleg obiectivele de activități și de rezultate. Dacă se leagă cum trebuie, îmi face bine la default-ul ăla. Da? Îți alegi oamenii la fel ca să se potrivească cu tine. Da? Adică să fie de care? Dă-ia...
Nu că pozitiv. Ce e pozitiv? Ăia care se... O să vedeți că imediat terminăm și aia e concluzia. Pozitivul înseamnă similar cu ce știi tu, cu cum ești tu, cu ce ai fost tu învățat. Adică cu default-ul. Ăia care nu se potrivesc cu tine și primești feedback-uri negative de la ei, se activează inversul. Da? Opa. Ăsta la altul. Că aia asta de potriveală și nepotriveală. Da? Când nu te potrivești și automat verbal apar tot felul de conflicte, se pornește asta și duci la inflamație și te aperi de ei cum te aperi de microbi. Da? Când te potrivești cu ei, îi asimilezi și se pornește rețeaua asta care te face să simți bine. Da? Dar aia înseamnă bine și nebine. Sau neplăcut. Plăcut și neplăcut. Și asta e ultimul capitol care să vedem. Cred că e penultimul, de fapt. Sau chiar ultimul, ultimul e, da. E, ce vedeți aici este o chestie. Un experiment foarte interesant făcut de oamenii ăștia, Whitson și Galinsky, în care arătau că, de fapt, dacă îi bași pe niște oameni în ceață, în ambiguitate, în, când nu mai știu ce-i cu ei, în general, și le pui niște figuri de tipul ăsta, tind să vadă foarte bine ce e acolo. Aici ce e, de exemplu? O palmă. Ei, cu cât sunt băgați mai în ceață, văd de astea, dar culmea este că văd de astea când nu-i nimic acolo. Deci dacă pui de la când se ia cablul de la televizor și este de la blank screen, de apoi mă purici așa, ăia văd tot felul de personaje acolo făcând diverse acțiuni. În schimb, când sunt scoși din ceață, adică cum sunt scoși din ceață? Au ocazia să-și afirme convingerile lor cele mai intime, nu mai văd de astea. Da? Și se neutralizează acest efect. Da? Pe populații diferite, pescari din insule exotice, ăia care pescuiesc în larg, unde sunt foarte multe furtuni și apa e nasoală și ai niște piroje de foarte subtil de lemn, înainte ca să iasă în larg, văd chestii care nu există. Ăielalți care trăiesc pe lângă coastă și pescuiesc în ape astea foarte mici, nu au tendința asta. Dar vedea de astea până să iasă în larg. Oamenii care sar cu parașuta, dacă le dai credința saltului de la Blank TV, văd tot felul de chestii în Blank TV. După ce au sărit și au ajuns pe pământ, nu mai văd. Deci, de fiecare dată când n-ai controlul, când e o chestie care nu știi cum se poate întâmpla, dar e potențial periculoasă, tu tinzi să formezi pattern-uri în cap într-o manieră complementară, compensatorie, cum ar veni. Da? De-aia, pentru noi, a fi siguri de ceva, avea siguranță și control, e o chestie adictivă. E la fel de adictivă ca și un drog, să știți. Și acum vorbim despre homeostazie. Ce e homeostazie? Practic, grosomodo, e tendința de a păstra un echilibru, de la nivel celular până la nivel cognitiv, mă rog, ca organism. Chestia este că, deși ea este făcută să păstreze niște parametri ai fiecarei celule, ea se schimbă sau se poate schimba în cursul unei vieți. Practica aia se cheamă alostază sau alostazie, când este bombardată cu ceva și îi schimbă parametrii de funcționare. Aia se întâmplă concret pe droguri, de exemplu, și aștept capătă ce? Toleranță la droguri respective, mai mult. Da? Dar sunt și oameni care își manipulează conștient chestia asta. Cum? Sunt de aia care cresc șerpi pentru să vândă venin și așa mai departe. Și știu că sunt, pot fi mușcați. Și se pregătesc pentru mușcătura potențială inoculându-și mici doze de venin ca atunci când ne mușcă șarpele să nu mai răspundă murind. Da? Dar practic ei schimbă homeostazia pe anumite sisteme dând mici doze de venin. Da? Practic, odată ce s-a schimbat pe un nou nivel homeostazia, ea vine nou nivel de referință. Da, aia se întâmplă și cu noi, să știți, la informație. Aia facem și noi până pe anumită vârstă. Se formează o homeostazie cognitivă care poate fi upgradată pe chestiile care seamănă cu ea sau deranjată urât de chestiile care nu seamănă cu ea. Am vorbit despre chestia asta în altă carte de-a mea, din 2014, care arată că, de fapt, noi iar suntem suma celulelor noastre. Da? Iar mintea e suma celor din creier. Că e vorba de gliale, neuroni și alte chestii, dar oricum sunt celor din creier.
și practic stresul din jur, adică nepotrivirea între parametrii lor de funcționare, homeostazia lor și mediul din jur, egal stres celular. Iar ce simțim noi neplăcut și depresie și anxietăți este exprimarea stresului celular din creierul nostru. Da? Adică o dereglare a homeostaziei neuronilor noștri. Și acum este o chestie foarte practică, și anume, și să știe că noi învățăm afectiv prin două sisteme, apetitiv și aversiv. Ăsta învață prin recompensă, ăsta prin pedeapsă. Drogurile pe ăsta le afectează, adică noi devenim adictivi de ceva, prin mecanisme apetitive, da? Și inclusiv motivațiile comportamentale sunt declanșate de cele două sisteme, ăsta de evitare, ăsta de abordare și căutare și consum, da? Chestia este că ce aia apetitiv și aversiv? Pentru că când eram încă mai mic student, mi-am seama că definițiile sunt tautologice. Adică nu explici nimica. Adică ce este apetitiv? Pe ceva care îți face plăcere. Păi de ce îți face plăcere? Pentru că e apetitivă. Ce e aversiv? Pe ceva care e neplăcut. De ce e neplăcut? Pentru că e aversivă. Nu? Deci de unde știm că ceva e plăcut? Pentru că îl cauți. Păi de ce îl cauți? Că e plăcut. De ce e neplăcut? Pentru că le eviți. De ce le eviți că e neplăcut? Deci nu e explicație de chestia asta, doar că sunt unele învățări care duc la a aborda, a căuta, a consuma și altele a evita, a fugi de chestia aia. Acum o să vedem ce e aia de fapt, apetitiv și aversiv. În plus, cea mai mare parte din studiile astea cu apetitiv și aversiv s-a făcut pe șoareci sau alte animale, care a asociat ceva, un stimul cu un suc dulce sau cu un șoc electric. Noi suntem oameni, nu șoareci. Deci rare o să întâmplă în viață să asociem direct o recompensă cu un stimul sau o pedeapsă cu un stimul. O mare parte e învățare culturală, care nu se învață prin asociere directă, chestia asta. Da? În plus, e verbală. Pentru noi și toate speciile, o expunere repetată la ceva îl face familiar pe acel ceva. Fără să fie asociat cu nimic plăcut sau neplăcut. Simpla expunere a ceva capătă un plus acel ceva în defavoarea altora pe care nu le știm. Pentru noi necunoscutul este în bună măsură aversiv. Schimbatul e în bună măsură aversiv. Și în schimb familiarul este, ce numim noi, fapt, apetitiv sau plăcut. Da? Și se știe că acest efect foarte mult influențează luarea deciziilor. Adică ce decizie? Să merg pentru chestia aia, să o caut, să o consum sau să o evit, să fug de chestia aia. Da? Îmi place sau nu îmi place? Și practic, ce se întâmplă? Noi folosim sistemele aversive cuplate cu partea inflamatorie a sistemului imunitar ca să dezvoltăm memorii emoționale de care? Traumatice. O să vedem PTSD, stres post-traumatic. Da? Deci, traumaticul din memoriile noastre de fapt se formează pe baza unor gene din sistemul imunitar care duc, în mod normal, la inflamație. Nu e o simplă corelație. S-a manipulat chestia. Hai să verificăm experimental chestia asta. E doar o corelație? Nu e o corelație. Pentru că, de exemplu, la unii oameni normali le-a dat să vadă un filmuleț cu chestii foarte traumatizante, în care povestea un psihopat cum omora copii. Și după care, înainte să se culce, le-au dat la unii să inhaleze interleuchină 6, care e o chestie proinflamatorie. Și altora nu. Și a doua zi au fost puși să descrie prin amintire detalii din filmulețul traumatizant ziua anterioară. Ăia care au inhalat IL-6 și-au să aminte în detaliu chestii traumatice. Aia alți nu. Sau mai mică măsură. Deci, practic, dacă crești în organism
și ajung automat în creier chestii inflamatorii, tu vei răspunde învățând aversiv, adică fugind de chestia apărută, de chestia respectivă. Deci, ca și oarecum concluzie și mai peste câteva date. Ce numești eu sau self în engleză, da? Este o homeostazie cognitivă, în bună măsură culturală și verbalizabilă. Ce numim învățarea repetitivă este, de fapt, formarea homeostaziei sau alostaziei, adică o schimbare prin amplificare a homeostaziei. Da? Iar cea aversivă e protejarea homeostaziei, de fapt. Prin mecanisme nervoso-imunitare, de fapt. Da? Ambele tipuri merg pe bază de imunitate, unele pe chestii pro-inflamatorii, altele anti-inflamatorii. Da? Orice fel de pornire a mecanismelor aversive înseamnă chestii pro-inflamatorii, iar orice pornire a celor apetitive duce la chestii anti-inflamatoare, antivirale și anticancerigene. Cum putem aplica chestiile astea? Și asta e ultimul, într-adevăr, așa știam și eu. Păi pur și simplu dându-i rețele, printre altele, ce place ei. Adică să-și aducă aminte lucruri care le are stocate, în care crede foarte mult, da? I-au fost foarte familiare și eventual țin de perioada când ea a fost la maxim ca funcționare. Adică oarecum și aduce aminte parametrii ei optim de funcționare, adică perioada care? Sau 14-24 sau grosomodul 10-30, da? Sugerează că, de fapt, când asculți, de exemplu, cum am făcut noi la început, aia cu Pink Floyd-ul, când asculți chestii de genul ăsta nostalgice, cum era piesa aia cu Chris Diamond, oamenii tind să fie mai optimiști după aia, decât dacă asculți o chestie care nu o cunosc. Deci când își aduc aminte pe fond muzical chestii din perioada lor de glorie, devin brusc mai optimiști. De ce? Că se pornește rețeaua default, care are inclusiv chestia de agency, adică spune cam la ce sunt eu bun, ce mi-a ieșit în viață și probabil că o să-mi iasă mai bine în viitor. Da? Se cunoaște că poți folosi acest sistem de autobiographical memory în terapia depresiei. Da. Pentru oamenii cu depresie pur și simplu sau oamenii care au schizofrenie cu simptome depresive. Partea de depresie este ameliorată prin sesiuni repetate de training în sine de reactualizare a memoriilor autobiografice. La fel pentru oamenii în vârstă cu simptome depresive. Da? Sunt multe studii de genul ăsta, pus doar câteva aici. Uite, ăștia, oamenii cu schizofrenie, dar cu simptome depresive, iar amelorează scorul la depresie, chestia asta, după 10 săptămâni de tratament de tipul ăsta. La fel, o tehnică anume se cheamă Memory Specificity Training, în care intri pe detaliile unui eveniment autobiografic din viața de demult, da? Și chestia asta, iar scade scorul la depresie. E interesant din punct de vedere adecarea amintirii. Foarte multe din tipul ăsta au mers pe chestii pozitive, cum am spus și la acela cu asta, muzica sau cu mirosurile. Din ce facem noi aici la MET, la Cinetic, pe proiectul pe autobiografic, am observat că, de exemplu, scade stresul în mai mare măsură cu cât este mai vie amintirea și mai relevantă personal. Valența nu are importanță. Adică nu contează că erau plăcute sau neplăcute amintirile respective, dar dacă erau foarte detaliate și se zicea că sunt foarte importante pentru mine, mă simt mai relaxat după ce mi-aduc aminte jumătate de oră chestii de tip respectiv. Deci contează foarte mult calitatea reamintirii, nu neapărat valența ei. Și ca să închem mai spectaculos, chestia asta numită NFKB e un cunoscut factor imunitar. Deci este o moleculă de sistem imunitar care reglează imunitatea adaptativă. Se cunoaște chestia asta. Chestia că și ea a fost găsită ca fiind implicată în memorie și special când e vorba de reconsolidarea memoriei. Ce înseamnă reconsolidare? Când tu ai o chestie în memorie, după o vreme
ți-aduce aminte chestia respectivă sau ceva ți-amintește de ea, când după aia se întoarce în memorie, trebuie reconsolidată. Na, asta e implicată în reconsolidarea memoriilor pe termen lung. E interesant că ea e implicată într-o sarcină numită Novel Object Recognition la șoareci. În ce costă chestia asta? Șoarecele e învățat să stea într-o cușcă cu niște jucării, până le învațe pe de rost pe ele. După care e mutat de acolo și după o vreme e pus din nou în cușca respectivă în care o jucărie e schimbată. Și în ce măsură el recunoaște că aia e o chestie care nu trebuie să fie acolo sau nu? Se cheamă Novel Object Recognition, adică recunoaște obiectul din nou. Dacă are loc chestia asta cu am recunoscut că asta e o chestie nouă și am reînvățat nou setting acolo al cuștii, se pornește acest NFKB și duce la reconsolidarea noii memorii. Na, acum e chestia interesantă că prin 2013 propusesem la un moment dat o chestie interesantă, și anume că faptul că folosirea acestui tip de Novel Object Recognition Task are rol de reparare a ADN-ului din neuronii implicați în învățare. Pentru că acolo este o proteină numită P300, asta, care este implicată atât în reconsolidare împreună cu NFKB-ul de care vorbeam și cum va apărea și aici. Da? Asta e implicată în recunoaștere și reamintire și reconsolidare, dar e implicată și în repararea ADN-ului. Ea declanșează o cale a creierului implicată în repararea ADN-ului. Se cheamă Base Excision Repair. Este un mecanism de reparare ADN-ului. Deci se pare că reamintirea și reconsolidarea noii memorii mobilizează căi de reparare ADN-ului din neuroni implicați în învățare. Cam asta a fost o lungă trecere revisă de 7 capitole.